nu ai voie să folosești costum popular. De ce? Omul îndrăznește să folosești costum popular. O stai un pic omul. Dacă Cine eu... a hotărât asta? Păi exact. Și dacă eu vin din Brazilia, și dacă eu vin din Brazilia, mă integrez în țară, bag mână în pept și spun că sunt mândru că sunt români, care este problema? Când muzică patriotică, când tot corect, vorbesc limbă, Copiii mei sunt născuți în România, sunt români, asta româncă. Care este problema? Eu zic e, că... ceva, e, ceva care nu se leagă la tine, să știi. Care este? Să uite așa la tine și zice, mă, ăsta nu-i dac. Apropo despre iubire, despre a face, despre a adunar, despre a simți, despre a ajuta, culoarea pele. Dacă tu mă zici, mie ești negru, pot să fiu. Dar zici, ești alb? Poți să fiu. Dar aici, sufletul... Bine, nici nu e alb, că e roz. Auz. Dar nu contează că vreau să zic, pot să fiu, pot să fiu. Dar sufletul e la fel, tati. Eu am o singură inimă, tu la fel. Ca așa a dat Dumnezeu. O inimă la fiecare corpul. Nu două inimi. Am auzit că una dintre definițiile libertății este disciplina. Așa este. Așa este. Și în momentul când... Te liber? Foarte liber absolut foarte liber. Eu am tot ce îmi doresc mie. Ce ți-ai dorit pentru tine? Eu am de toate. Eu nu îmi doresc nimic, eu am de toate. Eu până când sunt deschis, eu am de toate. Absolut de toate. Și lucrul cel mai prețios care eu am în viața mea este că aici în România mă refer, este că soția mea este în viață, copiii mei sunt în viață, prietenii mei dragi sunt în viață, și eu sunt bine cu mine însă. Ce faci? Un pic de energie dau ție și tu mi dai mie un pic de energie și faci o energie pozitivă împreună. Bravo! Dacă tu zici? Păi așa zic. De unde a adus toată ta energie? Păi din Brazilia. Băi, chestia cu Brazilia e interesantă. Pentru că eu sunt născut în prima, în prima capitală Braziliei. Brazilia fusese că avut patru capitale. Și chestia cu Brazilia e chiar foarte interesant. Eu fiind născut în prima capitală 85% din populație sunt negri, oameni de culoare, pentru că acum, după ce s-a dezvoltat internetul, nu mai voie să zice negru. Dar da, cum zice? Oameni de culoare. Că parcă că nu sunt negru. Dar, apropo, există diferența de a fi negru, om de culoare? Nu știu. Să-mi zici tu? Păi, zic că nu. Ah, ok. Dar tot, așa, e? <laughs> Dar totuși o întrebare vreau să pun. Tu crezi în rasismul? Dar normal că cred. Da? ce punct de vedere crezi? Așa, așa explică-mi. Cum crezi Uite tu în a început, rasism? bine, a, a început bine interviu. Păi bine să leas. Uite, poți face ce vrei. Ia, ia, ia tu interviu asta și fă tu. Mulțumesc frumos. Dacă tu tot mi-ai zis, bă, bine ați venit în podcastul meu, când am auzit despre George, oricum eu te știu... De când mă de, știu? Te știu de șase ani. Da? Da. La televizor. Smart. Inteligent. Asta e un lucru bun, să fii inteligent. Eu cred că... Deci tu mai ai și tu la televizor. Bine, să leas. Știi tu ce făceai cu șase A, ani? Acu... Tot muzică muzica da, sport... De, de, de ce te-am descoperit atât de târziu? Că abia acum ai început să bagi romanțe și muzică... M muzică românească. Da, da aia e bine, muzica populară. Adevărat că muzica populară ajunge la suflet oamenilor, știi? Și eu cred că, tocmai de aia spuneam despre Brazilia, ca să nu pierdem așa legătură, că Brazilia, fiind născut în prima capitală Brazilie, unde 85% de care oameni care cum se numește? Sănego, Salvador de Bahia Salvador de de Baia. Baia, partea nord, wow. pentru că au fost, Bra au fost Salvador de Bahia, după care Rio de Janeiro după care São Paulo și actual este Brazilia Brasilia. de 56 de ani Dar e... Se întâmplă ceva interesant în Brasilia? În fiecare zi, nu stau. În orașul Braziliei, Nu se întâmplă nimic. Adică unde sunt parlamentare, adică fură. Plictisială. E bine să se Asta este. Ce se întâmplă? Norocul meu cel mai mare, de fapt, a fost că nevasta mea a fost acolo. mă duc după acest negru frumos. Scuze, oameni de culoare. Nu mai poți să zici. Deci de s-a dus în Brazilia să-și un negru frumos. Da, și Da. A, nu, neagă. Dar cum a fost? Nu am, dus după ea, dar -am găsit. Lasă că tot e un destin. Tu știi acest lucru. Bine cum zi. noi suntem aici face to face acum, e destinul bun Dumnezeu. Altfel nu există. Oamenii trebuie să înțelege acest lucru, că tot există o legătură. Stai seama că, cum te-am spus, 85% negri din Brazilia, strabunicul meu vânători de balena și vânători de rechin. Bunicul meu a trăit 107 ani. Gândește-te, bunica mea 103 ani. Oamenii indii. Și tot timpul spuneam, mă, conexiunea. Pământul, cerul. Nu există. moment când pierzi conexiunea asta de pământul, cerul, pe omul. Și atunci eu cred. Și încă un lucru foarte interesant. Eu fiind născut în favela, mama, bunic, spunea dacă umbli cu traficanți, zici da, 99% să fii și tu traficanți. Dacă umbli cu oameni inteligenți, oameni businessmen, poți să ai și tu 99%. Nou, atunci. Asta este de a, de a fi conectat. Și în momentul când de mi-au adus în România, cum am zis, am fost în Brazilia în vacanță, au găsit pe bant, de fapt au fost după mine, și mi-au adus aici. Am descoperit Dar, de cum te-a găsit? Cum, cum a... e, e, foarte interesant. Cum am găsit pe mine la o populație de 240 de milioane de locuitori în Brazilia, așa mare? Destinul bun Dumnezeu. Adevărat că Andreea și Andreea, nevasta mea și managerea mea, are are o poveste chiar interesantă. Spunea ea că când era mică, tot timpul viza cu oameni de culoare. Mai conge să asculta numai. Îi spunea că era neagră. De ei blondul toată ziua, e albă toată, spumă de lapte. <laughs> corect, corect, corect. Mai dar mai rar. Se <laughs> dădea, se dădea cu vopseau, spunea că era neagră. Vă? Și când au văzut carnaval în prima oră televizor, au zis, mama, o bine, acum că rasism. chestia asta nu mai avem voie să spunem cât te dai cu cremă neagră, că se spune că îți faci blackface și e urât. E <laughs> rasist. Urât. Asta e rasist. așa e. Așa zici tu? Nu știu, așa, zi, așa, zi, așa zic oamenii astea. A să zici oamenii, da. Dar să știi că rasismul, eu nu prea cred în rasism, sincer. Mm. Sincer, eu nu prea cred în rasism. Sigur n-a strigat un, vreunul după tine pe stradă să -ți zică cumva... Păi bine să les. Și? Păi bine să e, Nu mă niu, uite. De după ce am lăsat eu piesa populară, că două săptămâni au fost 3 milioane de vizualizare pe, pe Instagram, o grămadă. Nu ai voie să folosești costum popular. De ce? Cum îți îndrăznește să, vă, să folosești costum popular? Bă, stai un pic, omul. Dacă Cine eu... a hotărât asta? Păi exact. Și dacă eu vin din Brazilia, și dacă eu vin din Brazilia, mă integrez în țară, ba mână în pept și spună că sunt mândru că sunt români, care este problema? Când muzică patriotică, când tot corect, vorbesc limbă, copiii mei sunt născuți în România, sunt români, nevasta româncă, care este problema? Eu zic e, că... ceva, e, ceva care nu se leagă la tine, să știi. Care este? Să uite așa la tine și zice, mă, asta nu-i dacă. <laughs> Sau asta este român, totuși la de de-acu ești, nu? Sau asta așa. este un român care a lucrat în mină în Valea Jiului, <laughs> n-a ieșit de mult. <laughs> păi și așa este. Acum eu înțeleg că uh, tu în situația în care ești uh, unul din puținii negri dintr-o țară plină de albi, a, se mai schimbă treaba acum, că te să intru un milion de imigranți în țara asta 10 ani, știi? Că avem o, bine o, Avem cotă. Da, știu. Da. Acum o să înceapă să fie mai ușor, dar Um, e inevitabil că atunci când tu treci pe stradă oamenii, nu? Da, cu siguranță. Dar eu cred că e din cauza frumuseței. Nu cred că e din cauza... Și eu sunt total de acord. Eu, eu cred că e din cauza frumuseței. Sau, mie, mie, mie dat... mi se pare Sau ca... din cauza, nu, ești, ești o, o apariție interesantă. Uh, că din cauză deja iau ceva negativ. Adică... Wow. E datorită frumusețe. Și, 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 gramatică la tine tot. Puh, e bine să bineînțeles. Ori suntem, ori nu suntem. Iar asta ai și texte inclusiv de la Cluj. Păi, bineînțeles. exact. Musai. musai. exact. <laughs> musai. Și eu cred că sunt foarte mulți străini, vorba ta, că acum avem chiar foarte mulți străini în țară, dar în moment când un străin în care ajunge în România sau oriunde a fi, nu se integrează. Dacă nu se integrează cum trebuie, niciodată o să se simtă român. Și, ba mai mult, tu o să nu vezi pe omul respectiv român nu se integrează. Mm -hmm. Trebuie să se integreze. Să mănânci mâncarea locală, să vorbești cu toată lumea. Să stai, să cauți, să citești, să vadă cultură. Să înveți cultura generală. Să stai, să se simtă, pentru că aici trăiești. Acum, bine, tu ai venit după femeie. Nu am venit după femeie. Ai venit după femeie aici. Păi nu am venit după femeie. Dar ce, ce că ai Hai să vorbim corect, urmănește. Eu nu am venit după femeie. Ai venit cu ea. Eu am venit cu femeia mea. <laughs> păi da, da, te-ai luat după ea, zic. Eu cred că și tu te duci după nevastă ta. Păi n-am de ales. Păi eu la fel. Adică, ba da, am de ales. Eu nu am de ales deloc. Cel puțin așa cred. A, păi bravo, eu nu am de ales deloc. Adevărat și nu ce vreau să mi de ales. Auzi, am, ce vreau. am, am dreptul să bine. spun întotdeauna da. Păi bravo, eu la fel. Eu la fel. Deci deja ești român. Păi bine să ales. Păi acum ți întreb eu așa, suflet mare de român, George. Păi dacă îți merge bine, de ce vrei să te schimbi? Revenim la IGDLCC în dată ce-ți spun despre sponsorul nostru, darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. Adevărul e că, cum era vorba aia românească, happy wife, happy life. Exact. 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 Așa zic și francezii. Exact. Da. Dacă soția zâmbește în fiecare zi, ai lucre bine. Așa zic eu. Da, am sparg am început. <laughs> Trebuia să fac și un intro. Poți să-l fac acum? <laughs> Te rog frumos. Așadar, salutare și bine m-a regăsit de la IGDLCC, adică, știi, de la ce vine? Te rog frumos, îți plicăm. Informații gratis despre lucruri care costă. Iar invitatul de astăzi este un pic atipic. <laughs> uh, pentru că rar mi este dat să am aici cântăresc de muzică populară uh, român din Brazilia. Foarte tare, bravo. Nu? Bravo, Și nu doar de muzică populară, că te-am auzit cântând inclusiv șlagăre vechi. Bravo. Chiar și un pic de romanță. Foarte bine. Și are și o soție foarte frumoasă. E Bantos dos Santos. Eu sunt unicat, care sunt aici în România și mulțumesc Dumnezeu că. De fapt, mulțumesc Dumnezeu. Mulțumesc Dumnezeu că e Dumnezeu sus și nevasta mi-a jos. Așa. Lucru să fie bine. Ți-a plăcut asta, nu prea am mai auzit asta, nu? Dacă tot te vorbi despre românță, despre dragoste, hai să fac o declarație frumoasă. E un pic interpretabilă. Noi aici, aici între băieți, este... să știi că mai facem, mai facem glume, ne, 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 jucăm cu semantica. Dar noi nu trăim fără glume. Dar totuși, în România este un popor supăracios. Supăracios? Este? este. un pic supăracios. Este. 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 Are un de ranchiună. Așa. Dar eu cred că asta tot are legătură cu cele 50 de ani de comunism. A zici? Băi, bine să lez. Bine să lez. Bine să lez. Deci cum, cum, ne vezi tu pe noi? Acum știu, uh, o să încerc să fie amabil, diplomat, dar vreau să-mi spui... Atâta păi că... da, ești. Ești. Ești un bărbat frumos. Ești și îmbrăcat în negru. Așa. Ca să fim asemănător. Mm. e bine. Ok. Am aflat puțin mai devreme că a venit până în Brazilia frumoasa soție. Corect. Și cum mergea pe acolo, a văzut un bărbat frumos? <laughs> unde, 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 unde l-a întâlnit? De fapt, nu chiar a fost așa, a fost e pe ultima zi, pe trecut în Brazilia, când a zis mi-am săturat de Brazilia, plec. Dumnezeu a zis, nu pleci, că acum ți-arat bunăciunea, frumoțețe. Și atât că am ratat pe bantă. Dar cum a zis, ai apărut? Un destin mare. Nevasta mea trebuia să pleci, prietenul meu cel mai bun, ghid turistic, făcea ghid turistic în nevastele mele, nevasta mea. Și, ultima zi, penultima, de fapt, care trebuia să se întoarcă înapoi în România, i-au zis, ok, hai să dăm o petrecere, pentru că în Brazilia a fost foarte tare, cheamă prietenii tăi și așa mai departe. Și prietenul ăsta mi-a zis, că am și pe un prieten foarte apropiat. Și mi-a sunat, bantul, nu ai chef? Ora 10 seara, eu mor de obosit, ieșind de la muncă, zic, nu vreau nicio petrecere. Și eu, la fel, lucrând cu turist, cu gringo, străină, și a, zis, gringo. nu vreau. Nu vreau să mă duc. Și omul meu a sunat de trei ore când cineva te sună de trei ori, știi că e afirmativ. E ca și Iisus, cum Iisus Hristos a zis, Petru, mă iubește, păzește-te oaile mele. Petru, mă iubește, păzește-te oaile mele. Petru, mă iubește. Da, Doamne, te iubesc, nu știi că mă iubește. Bravo, de trei ore a fost. Așa a fost și prietenul ăsta meu. A zis, ok, a treia oră, e confirmarea lui Dumnezeu, mă duc. Și când am ajuns, am văzut așa o blondă frumoasă. Era bronzată, că era căldură în Brazilia. Și-a zis, asta e mulatră. Ce frumoasă e. <laughs> și bineînțeles că eu ca un cocoș. <laughs> eu ca și un cocoș, salutare. Și am eu luat mână așa. mi a zis, mama, asta e jumătate bărbată, jumătate femeie. <laughs> exact așa. Adevărul că este... cum Avem noi vorba vorbă aici, e un pic drahoancă. <laughs> Bravo, exact așa. Nu? Dar e, un e un compliment. E un compliment, bravo, așa. e un compliment, bravo. Și în moment când... O pe măsură Banto. Bravo. În moment când am cunoscut, eu am cunoscut pe nevasta mea, ea pe mine, ea direct mi-a pus la muncă. Direct mi-a pus la muncă. Cum adică? Adică a zis, bă, tu faci gratar, tu faci aia, a. tu faci aia, tu faci foc. Eu zic, bă, da, femeie eu deja sunt afumat să stau mai la fum, să mai fiu mai negru de atât, nu se poate. Și de acolo o prins conexiunea. Mm -hmm. Și în momentul acela care noi ne-am cunoscut așa, ochi la ochi, până acum suntem împreună. 15 ani. Mi-aș plăcut să fiu acolo, cred că era o vită genială pe ăla. Bine a ăla. No? Bineînțeles, bineînțeles. Și nu știu dacă cea mai bună vită din lume? Cea mai bună vită din lume, Brazilia? Pentru mine este Brazilia. Vita Bovin, așa vita se Bovin. numește. Așa, da. pentru mine este mai bună din lumea. Dar știi ce e mai tare, din punctul meu de vedere, din Brazilia decât vita de acolo, care este genială? Te rog frumos, nu vreau să zic, dar zi tu. Cafeaua. Pe bune? Mor după cafeaua de Brazilia. E preferata mea. așa acum, nu că ești tu aici, dar eu am o schabic. Nu e vrăjeală, nu? Nu. A, bun, ok. Deci eu bag 4-5 espresso pe zi, și nu te-ai înnegrită? zo Atâta cafea, și nu ești Așa! Deci Brazilia e preferata mea. Știi de ce? Nu-i acidă. Așa este. Are gust de ciocolată, are gust de un pic de prună, dar mai puțin de fructe citrice. E mai cerealier așa și îmi dă senzația uneori că parcă mănânc biscuiți. Bun. De ce? Dacă tot ești cu întrebările și cu Acum zici că ești fanul cafeaua Braziliei. Învață-mă. Care este cafeaua cea mai scumpă din lume? Cobi Vine de unde? Din Brazilia? Da. Strasă de? Aia cu pisicile. Cu pisicile, mă? Da care? Cum, cum cu pisicile? Cu maimuțe. Ah, cu maimuțe? Da. Deci stai puțin că aia cu Cobi Luec știam că era cu pisicile care au mâncau și o regurgitau nu. că de care nu Povestește, trebuie să știu asta. cu, da, și am băut, chiar am băut. Deci, ah. cum, 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 e cu cafeaua asta, trebuie să învăț? <laughs> deci, cum, cum se face? Da, nu, se spune că, că exact așa cu am băut. Nu, nu, cu caca de mai așa trebuie să zici. Păi da, ca să înțelegi, oamenii să înțeleagă, așa este. Pentru că e adevărul, cafeaua cea mai scumpă este 100 de euro gramă, cu caca de mai muță. Da. Caca de maimuță? Pe bineînțeles. 100 de Sunt boabe care au fost digerate sau e direct caca? Că nu înțeleg. Adică ce... Aia este o întrebare foarte bună. Și tu ești foarte în dar eu cred că e direct de la caca. Că gust așa cu cum era. face mișto de mine. Nu, pe bune vorbesc. Bine, hai să căutăm, pe bune vorbesc. Am gustat, am băut. Deci... Fost la Catalin, Am fost la Catalin cu doamna, doamna Malia, tot are o casă în Brazilia și noi am băut cafeaua exact așa. Deci, cafea Brazilia, așa, mai muță. Da, caca de mai muță. Mai, mai muță. Ia să vedem. Exact. Așa este. Cu fața așa, e adevărat. Ai, lucrul este pe bune. Așa arată? Hai să vedem. Ai văzut. Da. Cafea cea mai scumpă din lume. Da, bravo. Băi, nene. Da, și sunt foarte mulți oameni care nu știu acest lucru. Și... Da, Copiluac, asta e. Deci... Până combinația nu e cu, cu pisice, cu maimuțe. Deci, practic, trece prin digestia maimuței, enzimele așa, alea o fuge. Bravo, exact. Mamă, ce șmecherie. Șmecheria tare. uite, de aia zice că nu i-a plăcut. Mie mi-a plăcut. Mie mi-a plăcut. Mie chiar mi-a plăcut cafeaua. Păi ca chiar. să faci un espresso 37 grame ori 80 de euro ce gram. scump așa Ai de capul meu. Un, fac... Dacă, te, dacă știam eu că tu era fanatic de cafea, te aduceam cafea din Brazilia dar a doua oră vin. Am sursă aici la gemeni, și... la piață. Am un nene care prăjește, așa, la săcuț. Da? Uh -huh. de, de, unde vine din Brazilia cafeaua? Acum nu știu, Știi? că dintr-un port din Germania, cred că știm noi. Ah. <laughs> N-are sursă acolo. Brazilia, și că o Brazilia, că e din Europa. Cu puțin, noroc, cu puțin noroc, cafeaua aia din Brazilia mai vine și cu ceva în sac. George, aia, bravo, există, bravo. Aia e cea mai bună cafeaua, se zice. Aia nu știu, n-am de unde să știu. Aia, până, nu așa se zice ei. Cine zice? Păi toți celor care aduce. Ah, ok. Bineînțeles. <laughs> Bineînțeles, Bine dar e una peste altă. Când o să vin eu înapoi la București, îți aduc cafea adevărată. cafea bună. Atunci tu o să zici, banto, amus, sunt bronzat ca și tine. Deci eu n-am fost niciodată în America de Sud, visez să merg în Brazilia. Da, dacă noi o să facem scuțe la anul, te punem pe listă. Nu, eu chiar nu glumesc. Eu, visez nu visez eu. visez de ani de zile. Deci există Există o insulă acolo unde vreau să ajung. Fernando, ba, Fernando de Noronha. Bravo. De la mine, de la mine, o oră, 45 de minute cu avion. Cu avionul la mic? Da. Ajung. Să știi că e una dintre cele mai scumpe insule. Am auzit. Isula din total. Când m-am uitat eu prima oară, era 250 de euro noaptea, după aia urca la 400, acum e vreo 800 pe noapte. Ei bine, să le și plătești pentru orice. Plătești să intri în apă, să plătești ca să iei un pește de ocean. Păi, ai seama, Dumnezeu, dat pește și acum trebuie să plătim că să-l luăm. Așa este. Este banul peste tot. Da, dar ca să vă explic un pic care e șmechiria cu insula. Le zici tu? Nu, frumos, nu, pui. Deci, toată șmechiria cu insula este că nimeni nu poate să facă construcții definitive pe insula. Bravo! Deci, la primul uragan, rade tot, nu rămâne nici urmă de om. Așa. este. nu prea sunt uragane. Nu prea sunt. Dar este raiul pe pământ acolo. E frumos, dar uh, sunt mai multe lucruri frumoase decât, uh, decât uh, e a mai Fernando zi. Fericită. Sunt, sunt mult mai multe lucrurile. Și a Iamatina, zona noastră, care e partea cu munte, cu apele albastre, verde, frumoase. Și toată zona unde sunt eu născut, Salvador de Bahia, 83 de plajele diferite, hmm. e, e bestial. Oamenii mereu cu zâmbet pe buze, tocmai asta a fost ideea când am ajuns în România să să dau această energie pozitivă. Unde mm -hmm. oameni, câteva oameni mă strigă bantul de sânt, alții deja mă strigă energia pozitivă. Energia și, pozitivă. Da, și atunci energia pozitivă să fie cu mine. Să se, se simte. Și cu toată lumea și tu, asta tu, trebuie. Tu ești deja cafea în ADN la tine. E, e... Așa este. Așa este. Dar să știi, e foarte interesant. Păi parcă că tu ai trăit în Brazilia. Extraordinar. Ai vorbit despre aceste lucruri, că cafeaua este la mine. La de... Așa este. gândiți te că la copiii la noi la vârsta de 2 ani deja bea cafea. Nu crede asta. Pe bune. Uite, de exemplu, eu când Sofia, fica noastră mai mare, te pup, draga mea, când a fost în Brazilia prima oară, avea trei luni, după care a fost la șase, după care a fost la doi ani. Și sora mea o vine direct așa cu cână de cafea. Și Andreea zice, -o, nu, nu se bea cafea, zice, aici e normal copii să bea cafea. Dar cum o, faci? cum o, faci, acolo? Aici e normal, numai că cafea e un pic mai slabă. Bine, arabica de Brazilia e cafea Teoretic slabă. Corect. Corect. Că de aia beau 5, că n-am luat o razna. Exact. exact. Că dacă exact. bag un pin de India, mi-a inima la trap. Aia oh, robustă. robusta. Asta e arabică. Și dacă bei cafea cum beau eu. Îmi place cafea tare, tare. Mi-e place cafea chiar foarte tare și nu beau cu zahăr. Nu-mi place, nu prea mănânc zahăr. și un pic dacă... de lapte de, de amendoa. De știi? migdale. De migdale, da. Și nu-mi beau așa lapte normale dacă nu este de la țară. Dacă lapte nu e de la țară, nu De migdale beau. de la țară? Nu, dacă nu este lapte de vacă de la, la de vaca. țară, nu beau. Beau numai okay. lapte de migdale. Păi, știi că în laptele de la raft, l am îmbuteliat, uh, ai lapte de la cel puțin 200 de vaci diferite. Păi și, e, 100. și probabil nu e lapte. Ana, <laughs> <fapt. laughs> e, e, e. Mm, nu prea au gust de lapte. Și mm. purul rămâne tot timpul cu mucoală peste tot. Uh, nu e ok. Okay. Nu te simți bine. Nu e sănătos în punctul meu de vedere. Dar zic cum faceți cafea? Eu sunt tare curios. Deci cum cum, 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 ajungi să dai cafea la copii? Zici că e suficient de slabă, dar cum o faceți? O deci, fierbeți. de exemplu, exact. Cafeaua la noi este fiartă, da? Și este, este un surgător de cafea ca... Uite, de exemplu. Dar foarte subțire. Foarte, foarte subțire. Ca un prosop. Și punem așa. Aici bagăm, bagăm cafeaua și bagăm apă. Știi? Și cafeaua care iese ah, okay. e mai subțire. Și la noi, de exemplu, faci cu mașină și așa mai departe sau cu a italiană. Lenească, care așa, care fac. așa face acasă. Dar așa la, la, prosop e mult mai bun. Sunt gust mai bun la cafea Serios? Da. Dar mai e bun. un soi special pe care îl folosiți pentru asta la, la prosop, cum zici tu? Da. Da. Macinăm acasă. Sau mama bate cafeaua. Aici șmecheria. Da, exact. Așa chiar e foarte bună. Știi, și atunci. Știi că la e, e o diferență între a tăia bobul de cafea și a-l zdrobi? Și zdrobi. E corect, exact. Cred Așa că îl zdrobești mai eu... mult, Și dar mai când mama îl zdrobește mai mult, ea face fiartă. Bagă geretă în apă, când fierbe, și lasă acolo cam 30 de secunde, stai un pic, în momentul când praful aia coboră și atunci te servește cafeaua. Eu tot un fel de ibric. Exact. E minunat. E minunat. Miroasă da, tot mi acasă. Da. Miroasă tot acasă. E minunat. În România, în punctul meu de vedere, oamenii nu știu să facă cafeaua. Pentru că de fiecare dată când te duci să bei o cafea, cafeaua vine rece. Mm -hmm. Cafeaua rece nu e bună. E chiar așa fi... rece. Bineînțeles. De asta te-a cafenele cafele cafea specialitate. Fierbinte care tu o bei, e dacă te duci la mall american. Atât. Da, așa e. Serios. Dacă cafea americană... Păi e... eu zic că nu zic numele nu ca e. să că nimeni ne sponsorizează, nu? Nu. nu atunci nu ți dau. Dacă ne sponsoriza, da, spunea numele, dar ca nu. Dar cafea americană, atunci aia vine un pic fierbintă, dar restul nu. Și tu vrei să fie fierbinte. Păi bineînțeles. Știu, păi, dacă, dacă tu o bei mai lungă. da. Păi, dacă tu bei cafea ferbinte, în mod normal te ridică. Energie ah. pozitivă. Pentru că dacă tu bei orice care este deja rece, îți dai senzația asta. Stai moale. Și da. așa mai departe. Oamenii ziceau, a, cafeină care îți dă energie. De fapt, nu. Cafeina aia, practic, ce face? Îți dai senzația de oboseală, e, dar nu ți dă energie. Dar nu îți dă energie. E, în tot de la tine îți vine. Păi, Bineînțeles. E conexiunea. Da. Cerebelul. Dar te-am mai zis zicând o chestie. Am vorbit de cafea. Vreau să mai spui un pic dacă mă duc prima oară în Brazilia. Acum tentația este să mă duc prima oară în Rio. Că nu că trebuie să duci. De ce ai auzit? Dar eu m-am mai interesat și am mai aflat de câte o insulă, de un loc frumos. Tu mi-ai spus, pe exemplu, că sunt 83 de plaje diferite. Nu în orașul tău, Nata. Da. Dar mi-ai mai spus ceva și mi-a mi mi ajuns un pic acolo că este undeva o zonă de munte mai frumoasă. Da? Asta, unde e asta e șapada de amantină. Șapada? șapada de amantină. Dacă cauți șapada de amantină, asta este o oră, 30 de minute Așa? cu mașină din zona unde stau eu. Uh -huh. Șapada de amantină. Este un loc superb. Superb, superb, superb. Asta este șapada de amantină. Da, da, este un loc superb, eu sfătuiesc... Că... Diamantina e într-un cuvânt și căutați ceapada, adică căhă apada. Așa este. Așa. Este unul dintre locurile cele mai frumos care eu am văzut în viața mea. Și acum am observat că comunitatea românească crește din ce în ce mai mult în Brazilia, pentru că la anul mă duc eu să fac un turnei în Brazilia pentru comunitatea noastră românească, care îi iubesc foarte mult, bineînțeles. Deci nu credești, tu, tu practic trebuie să te întorci în Brazilia ca să ții concert la românii din Brazilia. Bineînțeles, da. Dacă... Nu. No. Păi dacă poporul meu, știi cum e, tu niciodată ești binevenit în casa ta poporul tău. Așa este. Oamenii te uită mai ciudat. Oare de ce ai crescut? De ce ai? Pentru că invidie peste tot. Nu numai aici în România, tati, yeah. cu vorba aia să mora ca Nu e așa. E peste tot. Pentru că știi cum ai? Cum e? Nimeni vrea Aha. din nimeni pe globul pământesc vrea să te vadă mai bine decât ele, tati. De cum? ce? Păi pentru că așa e ființa omenesc, mă. Nu vrea. Pentru că le e frică eu... lor să facă mai bine. Pui, eu, de exemplu, eu vreau să văd succesul tău. Pentru că ești talentat, de șase ani te știu, ai vorbit un lucru progresiv, ai învățat, de fapt, oameni. Plus că nu poți să-ți fac competiție, că eu habar n-am să cânt. Păi, core <laughs> și dacă, și dacă știi, păi tu te interpretezi într-un fel, eu în alt fel, imposibil. Nu există acest lucru. Așa și dacă e. noi cântăm, tu cânti muzică popular românească, eu cânt muzică popular românească, imposibil, gata. Eu, 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 eu cred microfon. că tu înțelegi, pentru că sunt multe chestii care seamănă între noi, înțelegi? ca popoare. Da, cu siguranță. Cu siguranță. Adică, lasă-mă să ghicesc. Ăia din Rio cu ăia din orașul tău natal. Salvador. Din Salvador. Cred că au câte oră că unii cu alții, nu? Păi bine să les. Ai, uite, vezi? Uite, de exemplu, e exact ca și... Când te duci la Rio ăștia, nu... ce zic? Păi, uite, e exact, exact, la fel ca și voi aici din București. Ce îi spun de la noi în Iardial? La, la ia, cum, cum? La noi din Ardeal. Unde, no. unde, unde, unde în Ardeal? Uite, dar hai să zic așa, la noi din Cluj, mă. Ce zici? Până în Clujan să ajungă aici, oh, a călătorit tot. lumea. Și nu a ajuns la București. Așa nu. arată un Clujan care a la București prin Brazilia. <laughs> exact. Nu, nu, poi nu e așa, este? Nu. No. Se mai târziu. Șase ani mai târziu. Exact. Nu, no, ca așa. Dar totuși, ce vrei să zici? Că încă nu trebuie terminat propoziție, nu? Cum așa este. Da. Cam așa este la noi ardeal. Nu. No. Și atunci, aia din Rio de Janeiro spune același lucru din Bahia. Că a dormit. Mm -hmm. <laughs> Serios. Pe bune. adormiți. adormiți. Că, pentru că știi de ce? Pentru că la noi, asta e adevărat. Majoritatea de prietenii mei sau populația care stai în Salvador, este în fața plaje plaja, fructe de mare, muzică, soare. La ce să te grăbești? Ce? Exact. E, e paradisul acolo. Corect. Unde mă mai grăbesc? Exact. Și oamenii nu înțeleg acest lucru. Dar totuși la Cluj este mai părău. Așa Asta nu ce înțeleg. Da? Acum uh, tu înțelegi chestia asta, dar să știi că la noi sunt și mai multe straturi. Fii atent, hai, să-ți desenezi un scenariu. Hai. Tu de unde crezi că sunt eu? Foarte tare. Bună întrebare. Vezi? Bună întrebare. Pentru că eu aici în București mă văd ăștia că vin de la Brașov. Bă, deci nu ai. Cum? De ba ce? Da. Uite, eu sunt din Brașov. De lângă Brașov. Dar stai puțin, că mai există un strat. Pentru că dacă mă duc înapoi la Brașov, ce crezi că zic? că Când că vin de la din București. București. Păi da, ești din București. Păi da, eu am venit în București în 2003. Deci n-am trăit decât jumătate din viață aici. Mai puțin. Eu am mai puțin de jumătate din viață aici. Dar acum trăiesc aici. Și atunci, eu sunt... nu prea, pentru că și acolo, în Brașov, oamenii mai adormiți un pic, tati. Da, așa e. Așa e. Dar mai există un strat. Băi, mai dormit decât la Cluj, mă. Un pic mai repede ca la Cluj. Nu e adevărat, nu Uite, adevărat. vezi că inclusiv între Brașov și Cluj este o competiție pe cine mai a dormit. Dar dacă îți spun că eu nu sunt nici din Brașov, părinții mei din Moldova, joacă asta. Nu. No. Ca să înțelegi. Deci eu practic aș putea să mă declar american. <laughs> <laughs> și eu? <laughs> și eu are? <laughs> și eu are? <laughs> eu, am eu am avut un prieten Dumnezeu să-l odihnească, care mai că să era moldovean, că și ungur. Își lua bătaie de la și de la unii și de la alții. Și a zis, băi, m-am săturat de ăștia. Eu sunt american de aici înainte, nu mai ziceți că sunt nici ungur, nici român. Eu nu sunt niciuna, nici alta. Deci așa, nu e așa departe de la mine acasă. Și n-am asta mea jumătate ungur, care nu. cam așa. Ce noroc este. pe Este. E dură. Si eu, hoi voi, Eu Vorbești ungurește. Este. Aia, da, interesant. Când mă duc eu undeva și acolo se vorbește numai unguri și eu vin. Și cum Eu nu pot ochi Si eu, hoi voi. Atunci să uită așa la mine de un dupicat asta, domniezo. Cam așa este. Mai se întâmplă. Asta este. De, Dar unde, mai... te, de unde, te, duci tu între unguri? Adică unde ai pus tu să interacționezi cu... <gătări> la Cluj, peste ah, tot jum jumătate din Cluj și de Ungur. Unde ei zice că e pământul lor. Doamne, e Și noi ar știm mai bine. E, corect. Nu. No? Corect. Da. Nu știu oameni care se bate pentru pământ. Care pământ? Bravo. Bravo. Și eu tot zic: Care pământ, oameni buni? Care tot zic: Asta e pământul meu. Aia e pământul a cui? Aia a nostru. Bă, tati, Dumnezeu ne-a pus aici. Și tot de aici plecăm. Nu, ne nu, 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 uită. Păi nu, nu, nu. Plecăm tot în pământ. Păi tocmai asta e. Păi tot da, nu? aici plecăm. Păi știu da. ce jos. Tot aici. Cum zici? Nu, ai, ai, zis că jos e soția, sus e Dumnezeu. <laughs> Dumnezeu sus, nevasta mea jos. Așa ai zis. Bravo. Păi da, și așa este. O eu zic așa este. Să, să vedem dacă apreciază. Apreciază. Mai cum să nu? Numai, nu mai doar, numai, auzi, numai că va fi ciudat. Va fi ciudat. Ce mai ai făcut declarația așa frumoasă. Nu hmm. ai făcut, că ai rămas tăcut. No. Acolo va fi problema. Da. Poți, există o posibilitate să-ți ai în brațe și să te pup? Sau există o posibilitate să te arunc ceva? Da. Să legi. Acum, ca să împachetăm așa un pic toată discuția asta despre Brazilia, este unul din locurile alea unde trebuie să ajungi, că e la capătul lumii. Ok. Cel puțin pentru noi. Dar știi, acum, tu, tu ești cam cu, cu zmeu. Și ce a zis meu când s-a trezit dimineață? Peste șapte mări și șapte țări a deschis geamurile așa, s-a uitat așa în depărtare și a zis, mamă ce departe stau. <laughs> așa ești tu cu Brazilia, așa vedem noi Brazilia. Băi, dar așa este. Dar așa și este. Da. Îți iau un pic să acolo, dar am observat o chestie, o notă comună. România au început să aibă niște bănuți, cel puțin ăștia orășenii, ăștia care fac IT la Cluj, chestii astea, și am început să călătorească mai mult. Și am început să exploreze tot mai departe. Instinctul te duce prima oară să vezi America, să vezi Asia. În Brazilia ajunge mai greu. Cred că este un loc minunat, pentru că din cât tot ce am văzut, aveți tot. Avem de tot, bineînțeles. Adică noi avem obsesia asta aici în România, să spunem că Dumnezeu a deșertat ce mai avea pe fund, sacului, a pus de toate aici la români. Dar n-au -au văzut românii Brazilia încă. Nu, 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 nu au văzut. Și oricum, mulți români crede că... mulți au, au văzut filmul în Brazilia și așa mai departe. Și dacă tu întrebi, ai fost în Brazilia, nu mă duc în Brazilia pentru că o țară viol, cu violență mare. Da. Cu un grad de violență foarte ridicat. Păi este, și, în Rio e, este, nu? E Rio, să văd, băi e toată Brazilia, așa este. Uite, de exemplu, acum, ca și țară, orașul cel mai periculoasă din Brazilia, este orașul nostru, de exemplu care a fost și problema acum în trecut cu românii care au călătorit la noi în oraș și au fost jefuit și au fost bătut rău de tot. Și asta a părut în toate stirile din lume. da? Cu cele doi români care s-au făcut faimos că au primit batalia la noi mm. în oraș. Dar asta este un motiv nasol, adică este o chestie nasolă, pentru că în momentul când ajunge însă un Salvador de Bahia, intre la hotel, da? femeia sau bărbat care ies la recepție spune, te rog frumos dacă te duci să te plimbi să cunoască orașul scoate ceasul, scoate aia, te duci cel mai simplu da? La noi români tati ne place să arătăm bogăție că avem aia din Brazilia vrea și ei. Înțelegi? Și atunci începe să, să apare tot acest felul de problemă. Dar nevasta mea, uite de exemplu, a fost în Brazilia prima oară singură. Da? Înainte să cunoască pe Bantu. Și nimic s-a întâmplat. Pentru că au înțeles ideea. Eu, sfatul meu e pentru tuturor oamenilor care vor să călătorească în Brazilia, este în primul rând să intre pe Google și să studiezi țara respectivă unde vrei să călătorești, orașul unde vă duceți, și să înțelegeți mâncarea, ideea, trafic, cine controlează. Dacă două săptămâni acolo, unde mă duc? Cât stau pe plajă, când mă duc la munte, cam cum ar să le împart? Două săptămâni, două săptămâni, imposibil să faci. E prea puțin, E prea puțin. Serios? E prea puțin, nu ai cum. Cu... Dar cât, o lună? O lună. O lună trebuie. O lună trebuie. Și atunci o lună poți să faci tu să cunoască ca să stai așa patru zile într-un loc, patru zile în locul celălalt, se poate. Să cunoască aproape jumătate din Brazilia, atunci da, dar mm -hmm. două săptămâni e imposibil. Gândește-te că tu aproape două zile stai pe drum și după mm -hmm. care să da, te da, da. stai să te instalezi, să te acomodezi și așa mai departe. Mă duc în Amazon sau e doar o mitologie? Merită să ajung? Merită dacă tu ai un bun ghid. Am zic că sunt oameni care chiar s-au mutat acolo, sunt români care trăiesc acolo e, la, exact în o cultură din aia. Bineînțeles, bineînțeles. Bine bine da, dacă, dacă ai un bun ghid turist, cu siguranță se merită. Dacă nu, nu, pentru că sunt triburile de exemplu, care au intrat în contact cu oamenilor și sunt triburile care nu au avut niciun contact și exact așa cum s-au dezvoltat Brazilia. Este acolo. Și plus că anual este în jur de 200-250 de turisti care sunt pierdute în Amazonas. E foarte mult. Da. Deci, aproape unul pe zi e pierdut acolo. Bă, e foarte mult. E foarte mult. E foarte mult. Deci, încă nu are e în continuare riscant. E foarte riscant. E foarte riscant. Și atunci da. trebuie să luați în considerare acest lucru. Da. Că Brazilia nu este de jucat, dar e o țară foarte frumoasă. E chiar foarte frumoasă și se merită. Se mănâncă bine, doarme da, bine, se distrez bine. Stai că zic imediat. M-a avut un invitat, un uh, explorator. Am un lapsus ceva fantastic. Este așa. Și mi-a avut o tentativă să meargă în Brazilia să locuiască, dar nu o prins bine. A zis, o, e frumos aici în Brazilia, dar ca să locuim nu e bine. E altceva. Eu zic, când ai familie, e altceva. Când nu ai familia, ești tu, ești tu cu tine. Deci, uite, mi-a povestit că a fost în Amazon Alexandru Stermin. Ok. Și Alexandru Stermin are o poveste, el uh, are, are, o carte, căzuți, uh, că, căzuți din junglă. Și s-a dus în junglă și mi-a spus că în prima noapte nu a văzut atât de mult întuneric în viața lui, ca să zic așa, nu se vedea nimic în junglă. Și s-a pus acolo în hamac și a fost frică că o să moară. tot sunet, tot fel de sunete pe acolo. Stai a zis că este, a fost înfiorată, a fost ceva cea mai... Ce, L-a cel mai mult în toată viața lui. Eu cred. Gândești în zona unde mi-am născut eu, de la bun început, așa, când mi-am născut primele 14 ani de viața mea, eu mi-am am stat un, un pic mai îndepărtat de, de plajă. Era chiar uh, în pădure. Și de seama, când simt uneca, nu era lumină, nimic. Și acolo era nasol, pentru că auzea numai animale și tot felul de sunete uh, ciudate și atunci bine să las că era. Da, i seama Amazonas, care chiar nu se întâmplă nimic. Numai acolo știi ce animale iese din, din pădure. Da, bravo lui, curaj mare. Curaj A avut și un ghid. A avut ghid? Da. Trebuie, trebuie. Eu nu cred că te lasă cineva să intri fără ghid turist. Nu cred. În Amazon? Da, nu cred. Da, nu știu. Am uitam acum, spre exemplu, că ce făcuse rău Bolsonaro cu el, a lăsat pășia să dea foc ca lumea la pădure pe acolo ca să facă agricultură, pare că se continuă. În, în perioada asta anului, încât înțeleg, se, se fac incendieri controlate în Amazon. M-am uitat pe niște hărți de poluare, este foarte rău, arde extrem de multă pădure în Amazon. De ce? De ce, de, de ce ard brazilienii Amazonul în Pâine halul ăsta? Mereu, mereu peste tot în lume cu ronzboi, cu conflictele și așa mai departe, este vorba despre putere și despre bani. Și în Amazon avem, bineînțeles, pentru că în Brazilia fiind bucat cu, cu un cauciuc, cu, 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 diamante, cu pietrele prețioase, cu petroliu, cu lemn, bineînțeles, cu lemn, bineînțeles ca și în România. Peste tot când este, când e vorba despre bani, despre putere, exact asta se întâmplă. Exact asta se întâmplă și se va întâmpla în continuare. Am întâmplat cu eli legăsa planetei? Păi știu asta. În România tot la fel. Dar dacă te duci pe zona munte, ce se întâmplă? E și echitare dat jos. Asta e planetă. Avem nevoie de oxigen, avem nevoie de respira. Asta se întâmplă. Dar, există, noi dar facem. e o chestie tradițională în Brazilia de trebuie să faci focuri controlate în sezonul ăsta, că știu că în perioada umedă se mai ard anumite chestii ca să nu se aprindă în sezonul uscat, vara. Păi că așa este, dar eu nu cred că dacă noi mergem chiar adânc cu neadâncime, nu e vorba despre asta. Eu nu cred. O 100% nu este vorba despre asta. Știu pentru că, că noi nu, nu avem o... În Brazilia nu avem o... Ai auzit vreodată că în Brazilia au luat foc cum ea în, în, Grecia, în Italia, în zonele no, Canada Zuninca, mai nou. Sau Canada, exact. Sau Canada mai nou din cauza că au Nu. Nu. Avem foarte multe briză zona plajele, nu ai cum, nu știi dacă caldură de 40 de grade niciodată o să simtă ca 40 de grade, pentru că avem o briză de la plajă, de la ocean nu ai cum, și atunci, cu siguranță, asta e mâna umană, mereu. Da, din câte am auzit, cumpără foarte mult lemn, mai ales chinezii. Bine, bineînțeles. Pentru las. mobilă, pentru... Bine, bineînțeles. Dar bine. Cu bine bune se și curele, este încă un loc de pe planeta asta? Este un loc de pe planetă frumos, unde eu vă sfătuiesc cu oameni care îi place aventure, locurile frumoase, să mănânci bine și să distrezi, și să se încarci cu energie pozitivă. Haideți în Brazilia. E frumos. Dar, cu grijă, studiat, cu planurile și așa mai departe. Mare și lucru. tu o să vin la, în Brazilia cu mine. Aia dacă vin în Brazilia cu mine, da, vin. vin. deja înapoi brazilian, tati. Păi, eh. da, da, auzi, tu, tu, nu știi cum, cum de negru mă fac eu la, dacă mă pun la soare. Ca tine, nu? Deci, tu de Deci, eu am fenotipul ăsta, că eu mă vezi așa un pic mai lăptos, că eu nu stau deloc. Dar dacă mă pui la soare, eu, eu mă fac negru de deci, Lorena, e super invidioasă. Că noi când mergem în vacanță, eu stau la umbră și mă bronzez mai repede că. Cați brunet! E bine, bravo, bravo, bravo. Nu asta mi la fel. Atunci e unicul moment când noi să mânăm unul cu celălalt. Atât. <laughs> <laughs> eu mai am fost la un podcast la o prietă care mi-a zis așa, băi, așa de bronzat ești, de tati. Așa. Asta bronzat la noi mai are și un pic de, no de ton peorativ, așa când zici bronzat este pentru <gânt> negru. Pentru negru? Da, bronzați. Bronzați. Da, sau mai avem, mai avem niște cuvinte proaste din astea pe care trebuie să le scoatem din vocabular. Zic. dar cred că le-ai auzit pe toate. Păi da, am auzit pe toate. ori oricum nu mă interesează. Nu okay, nu. Păi bine să le că nu. Plus păi, păi dacă să... oamenii mă cremă pe mine, ești negru, dar și, sunt negru. Bineînțeles că sunt negru. Da, da, nu sac... sunt că... Asta da. <laughs> <laughs> e. bineînțeles că sunt negru. Eu zic că toți problemele vin din frustrările oamenilor. Așa e punctul meu de vedere. Da. Nu vreau să pedalez pe partea asta cu rasismul, că... <coughs> nu e ok. Dacă aducem pe rasism, știi cum e. Atacați prin toate părțile și așa da. mai departe. Hai să o iubim, că e mai bine. Așa, așa, așa. Așa e? da. e? e iubirea. E, e iubirea da. schimbă tot. Acum, cumva trebuie să trăiești în România. Ce face un brazilian când ajunge prima oară în România? dintre toate lucrurile la care puteam să mă gândesc, nu era muzica populară. Să știi că nu, dar să știi că a fost chiar primul lucru care eu mi-am identificat. Nu cred. Ba da. Deci tu când ai ajuns prima oară... Soția, la... mea, soția mea, cu siguranță, o să zică cu mână la suflet, așa este. Da. Cu ce m-am ales în viață, cu ce m-am ales în viață, ce-am băut, ce-am mâncat și cu ce-am strâns în brațe. Asta a fost prima piesă care l-am auzit eu de la doamna Mirela, doamna ajută Strească. asta a fost prima piesă asta, asta se cântă mult la Arad asta a fost În Banat. și peste tot, da, 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 mai asta... ales acolo asta a fost prima piesă, după care a fost a doua piesă care am auzit după o lună de zile a fost piesa al prietenul meu, Ghița Monteanu, te salut cu respect Exact. mă așteaptă până meu acasă asta a fost a doua piesă și de acolo am rămas eu cu asta cu mine, de minte, minte, și după care nevastă mi-a zis nu, no, am un poftește carte citește, român, da, ce, da, ce români, ai aia, citește, citește. Și un an de zile tot așa. Am citit și cu pasiune cu sportul, mergea cu sportul și contact cu oameni, pentru că asta e partea cea mai bună când înveți să vorbești, nu gramatical corect, dar să vorbești limba vorbită, și să stai în contact face-to-face -face cu oameni. În moment când am zis, ok, vreau să trăiesc de muzică, atunci hai de la carte, hai de să studiem, hai la dicție, hai să învățăm, pentru că acolo știi cum e la muzică, mai ales la muzică populară, dacă spui un lucru, oamenii înțelege altul, dacă nu spui deci, corect. Dacă eu deschid pagina ta de Facebook sau de Instagram și nu mă uit, doar ascult, aud un cântăresc de muzică populară românesc. Mulțumesc frumos, apreciez. Da, da așa e. Mulțumesc oricine, frumos. oricine care te-a ascultat, cred că asta e primul, prima chestie care te frapează când ascult prima pe bantul. Așa este, da, așa sună este. Sună ca, ca un cântăreț de muzică populară. Și unul destul de ok. Nu, nu, după așa... care îl vezi și zici, stai ce-am văzut? A a și ăsta efectul pe care, nu? Până așa -a, așa a, fost a fost chiar un, 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 un coleg care mi-a zis la radio, care mi-a trimis. Și a zis, mamă, după ce ai îmbracat un pecablu cu e românească și așa mai departe, dar interesant, mă, la limbă, păi da, parcă că e român. Da parcă că e român. Deci, nu parcă sunt român. Așa e Dar mai asta arată un nivel de... Arată mai multe chestii. Mie mi-arată așa. Mi-arată în primul rând respect pentru locul unde ai venit. Bravo. Dar mi-arată și un nivel de disciplină. Wow. 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 Poți să mă ridic în picioare? Da, 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 microfonul e acolo. Nu mai sunt de aplaud. Nu. Da, nu, 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 nu ai, stai, lasă, lasă. Acum, serios. Este, păi, dar, este, serios. Limba română se învață foarte greu. Acum, portugheza e un fel, un fel de moldovenească pentru spaniolă. dar tot seamănă un pic cu limba noastră, dar limba română este înfiorător de grea. Nici românii nu vorbesc bine. Asta știu. Asta? -i? Asta -i știu. Asta știu. De... Să spun o propoziție corectă, nu știi. Adică, nu știu. E, e complicat dacă vorbim despre aceste lucruri, despre a vorbi corect. Uh, pentru că limba română uh, este o limbă foarte grea, dacă vorbim despre gramatica românească. E chiar foarte grea. Gramatica românească este înfiorătoare. E, e, e ceva ce aș desfășura. Și atunci, acolo. <laughs> Serios! <laughs> Acum, eu Acolo se chiar se da, se îți dau da, da, dreptate că de zice că nici un român nu corect. Din punct de vedere de corect. pură eficiență, dacă vrei, de consum mental, de con câte pixuri sau au tocit aiurea pe tot felul de cuvinte românești, câte căciulițe, câte chestii. Avem, da. Noi avem multe. Da, 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 da. Și de câte ori a fost schimbată, de exemplu, exact, î, is, aș, care pentru mine și pentru toți străinii dezastru de greu. Deci chestia asta cu ă și cu îdinii din și o mare prostie. E foarte greu. E foarte greu. Unde e foarte pui Odinii? Nu i? Numai la început, dar de ce nu puneți la mijloc? Uite așa! Nu, e foarte greu. Uite așa! care e motivul? care e chestia? Deci dacă vrei să faci limba asta să funcționeze mai bine, de ce o complici? După care eu am făcut școala pe vremea când nici și unii erau separate. Acum se leagă. Dacă vrei să zici niciun, trebuie să fie legat. Acum ai găsit răspuns, Andreea, de exemplu, la Ați văzut? A... Bravo! Bravo! Acum e pentru că mulți spune, băi, vezi că e legat, vezi că nu e linuță, vezi că aia, băi, când bage linuță, când nu bage linuță și așa mai departe. Dar am avut probleme și eu și am în continuare și e bine să că nu voi vorbi limba română corectă niciodată, vorba ta, nici românii vorbește limba corectă. Bine să că nu generalizez, dar e foarte grea, e foarte grea. Dar în plus, se găsește 40% de cuvinte în limba portugheză, în limba română. Asta vreau să te întreb. Și atunci e mult mai ușor pentru un român să vorbește limba portugheză. Uite, zim ceva în portugheză pe care ați să-l înțeleg fără să știu portugheză. Bravo. Normal. Normal. Da. Un kil de carne. Un kil de carne. La fel. Ok. E chiar foarte la fel. <laughs> Deci dacă mă duc în, în Brazilia și încep să vorbesc românește, sunt șanse să mă înțeleagă. Există șanse. Dacă tu vorbești rar, calm, 100%. Dar dacă vorbim foarte repede cum vorbim acum, e imposibil. Da. Dacă se vorbește rar, 100%. Dar oricum asta eu cred că este dau o din fericire, o de nefericire noi sau ca un defect profesional care stăm în fața camerei non-stop, în fața microfonului non-stop, să vorbim repede pentru că nu ai... Evident. Exact. Și plus timpul aia care nu, deci, deci până la urmă suntem mai asemănători decât credem, chiar dacă foarte mult. Bantu a trăit, s-a născut și a crescut în, în Brazilia, a vorbit limba portugheză, care e limba latină, care are, are 40% din cuvinte similare sau identice cu limba română, care se și iau limba latină doar că a fost un pic pocită de slavonă, de o Așa gramatică este. infectă și de niște diacritice <coughs> care le-aș da foc. Corect. Eu de fiecare dată... Cărora le-aș da foc, am făcut-o în exact. Care Exact. Să... funcționează. Care, care au vrut să spun acum, cărora e. Le... Exact. Dar e bine. Dar toată chestia asta cu a câștiga faima, a sta în față ecranului în fiecare zi, în față oamenilor în fiecare zi, de fapt, asta e și o provocare pentru mine. Că asta cum a venit și vorba ta, pentru că nimeni ori în care podcast -a am fost, televiziune, nimeni a vorbit despre acest cuvânt care ai vorbit tu de amplu dată în picioare, disciplină. Păi dacă avem disciplină, nimic este imposibil. Păi degeaba ești tu talentat dacă nu te prezinți. Corect. Corect. Pentru că vorbeam cu Dea, noi am uh, planificat interviul ăsta de ceva timp. Și ea mi-a spus, nu, că avem calendarul făcut, o să avem o, o filmare la București, venim în data de și atunci ne putem da. întâlni cât de cât timp... Păi, asta este un nivel de disciplină și de organizare care vorbește de mai mult decât talent. Pentru că talentul în toată ecuația asta. Tu ești un personaj, da? Ești haios, ești un artist, ai și talent, dar chestiile astea le au foarte mulți oameni. Da. Pre mai puțini oameni au disciplină Așa este. pe lângă câți au talent. Așa este. Uite, de exemplu, dacă noi vom studia majoritatea artist care au ajuns la top, 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 top și nu au putut să rămână acolo. Exact asta. Din cauza disciplină. Pentru că nu au avut disciplină. ordine în viață. Că, mai ales când dăm de banu, atunci tot se schimbă. Știi cum ai scuze cuvântă, că nici place să spună această cuvântă, dar trebuie să spună ca oamenii să înțeleagă, parcă că intră diavolul în omul. Și omul păi, se îndepărtează. Păi în România om... știi că e vorba aia cu banul e... Okay, corect, dar, okay Corect, exact așa este. Și oamenii se îndepărtează de Dumnezeu. Adică parcă că nu mai vede lumină. Nu mai vede lumină. Și atunci apare acest problemă. Nu mai există disciplină. Am cocerut tot, știu tot, văd tot. Corect. Și atunci vine înapoi la bunicul meu. Doamne ajută bunicul. Dumnezeu să te, -te. Cum îl chemă? Bunica Emanuel. Îi spuneam așa. Că dacă conexiunea cu Dumnezeu nu va fi bună, nimic mai va fi bine. Nimic. Pentru că să alai pe Dumnezeu în viața ta înseamnă să ai disciplină. Exact. Exact. Dar și iubire. Păi e bine să dacă acolo vine tot. De acolo vine tot, pentru că ce Iisus Hristos a făcut pentru tine, a făcut pentru mine, a făcut pentru toată lumea. Nu există chestia asta de separare. Iubirea una singură. Iubirea. Stai seama, dacă fiecare dintre noi făcea numai așa o bucătică de lucrurile pozitiv, ar fi bestial. A fi perfect. Uhum. Să ne iubim, să-i spun bună dimineața unul la celălalt. Dar sună bine asta cu iubirea. Dar totuși tu de ce de ce te ridici dimineața din pat și de ce pleci la treabă? Că trebuie să produci pentru familia ta. Da, bine să les. cu iubire. Cu iubire. Păi bine să les. Eu nu mă duc la muncă că vin stresul. Majoritatea sunt... Gândește-te, în România mulți oameni care e închis în birou face lucruri care de fapt nu vrea să facă presiunea de mama, de tată. Mulți sunt mulți doctori care nu au vrut să fie doctor. Dar de pentru că tatăl a fost doctor și așa mai departe. Sau frustrările părinților care nu au reușit să facă ceva în viață și vrea că copilul să facă. Bă, dai stai un pic și viața mea totuși? Și familia mea totuși? Și copiii mei? Pentru că eu sunt oglinda pentru copiii mei. Da. Pentru că copiii I fac ce văd, nu ce le spui. Bine să las. Eu trebuie să fiu impecabil în față copiii mei. Plus că învăț, copiii mei mă reeduc în fiecare zi. Mm. Pentru că eu văd o grămadă de lucrurile în copii mei greșit, că probabil m-am făcut eu. Deci stai un pic, nu fac acest lucru. Ei, nu chiar toate. Că mai, mai nou... mai bine, că nu dacă stai de vorbă cu un psiholog Aici? sau cu cineva care lucrează copii, o să spună postul să te străduiești să faci ce vrei tu. Jumătate din copilul tău este moștenirea, sunt șapte generații minim în spate după care mai vine și mediul. De, deci să ai mare grijă în ce mediu îți pui copilul, la ce școală merge, cu ce oameni se întâlnește. De acord, tu tot e anturajul. E bine Dar să ce îi spui tu copilului și ce crezi tu că îi faci tu educație, disciplină? E mărunțiș. Auz, tot este anturajul. Eu sunt de acord cu tine. Dar, tati, ce spune părința acasă și ce faci părința acasă, ca și vorba în România, celor șepte de acasă, asta contează 99%. Pentru, că, pentru că, că dacă mea, e să facă disciplinarea Dacă linea. mea, mama mea în favela nu mă rupea din bataie în fiecare zi și spune așa va fi, așa trebuie, eu nu eram aici astăzi. Cum ai Da, pentru că majoritatea prietenii mei care au crescut cu mine în favela, niciunul mai sunt în viață. Înțelegi? Pentru că nu au avut o mamă tehnică cum o e a mea. Și mă regăse, eu, regă, eu regăsesc foarte mult de mama mea, nevasta mea. Că dacă spui, mă, așa e, așa e, am faci, am faci. Mâine altă zi. Înțelegi? Și atunci eu, de exemplu, eu nu cred în psiholog care nu are copii și vorbește despre copii. Păi, scuza mă, miseria fiecare, dar eu zic, eu bantul personal, mă asum ce spun. E cum tu să vorbești absolut tot despre Brazilia, dar tu niciodată ai fost în Brazilia. Adică, stai un pic, ai trăit? Nu. Păi vorbește ce ai trăit, în pielea ta. Și atunci există emoții. Omul dincolo o să creadă în acest lucru. Nu, Înțelegi? În ochii oamenilor care cu... vorbesc și n-au văzut, se vede. Și atunci, cum tu ai zis, au zis două lucrurile care i-am reținut. Psiholog și oamenii care lucrează cu copii. Ha, bravo! Oamenii care lucrează cu copii. Ei lucrează cu copii. E acolo, simte... Da. stă, comunică, vezi, atunci da. Da, atunci, dar da. te-am ascultat când vorbeai despre mama ta și... Eroina să... mea, regina mea, totul pentru mine. Trăiești datorită ei. Bine să les. Bine să les. Mă, auzi, îți dai seama, ai copii? Câți copii mm. ai? O fetiță. O fetiță, Doamne ajută, să trăiască. Eu vin de familia de 10. Oh. Uh. Și m-am încă adoptat trei. Ți dai seama? E ușor pentru tine să crești un copil? Nu. Ți dai seama? Da, să ai trei. Zece și plus trei? Care nici atât de a fost. Faptul că o bătut la ușă și se dăm te rog de mâncare. Și mama zice, dar unde e mama ta? Nu am. Unde tată? Nu știu. Așa zis, hai să adaugăm apă în fasole. Apropo despre iubirea, despre a face, despre a adunar, despre a simți, despre a ajuta culoarea pele. Dacă tu mă zici, mie ești negru, pot să fiu. Dacă zici, ești alb, pot să fiu. Dar aici, sufletul... Bine, nici să nu e alb, că e roz. auz Dar nu contează, că vreau să zic, pot să fiu, pot să fiu. Dar sufletul e la fel, tati. Eu am o singură inimă, tu la fel. Că așa a dat Dumnezeu. O inimă la fiecare corpul. Nu două inimi, da, ne, acum ne întoarcem la discuția asta. În esență, toți ne tragem cam din același, păi, bine cam, les. Același triburi bine din să Africa. Les. Bine Bravo! Bravo! Păi nu. Dar... Primul om de pe pământ unde a fost găsit? În Africa. Bineînțeles. Bine să să dar... Hai să ne Și ce culoare era? Păi, în sigur nu era alb, că dacă se tear toată ziua la soare. Bravo. Oamenii s-au albit când s-au dus mai spre nord. Foarte bine. Dacă oamenii știi despre toate povestea, de, ai citit istoria despre a, i schimba, a schimba toată culoarea pielei și așa mai departe. Culoarea pielei este, este praf pe tobă prin, prin comparație cu ADN-ul dintre, bravo, bravo, brav, brav. Dar te-am auzit vorbind despre mama ta, dar nu te-am auzit vorbind despre tata prea mult. A foarte bine bună întrebare. Relaxa mea cu tată este o relaxă foarte bună. Din când am ajuns în România? Da, din când am ajuns în România, după... A trebuie să pleci de acasă? După trei ani de zile, tata a venit din România, nu? Cam așa, nu dea. Da, cred că după trei ani de zile, tată... Da, după... 3-4 ani când am ajuns în România, tata a venit prima oară în România și când a plecat tata, a zis Haide de aici, te rog frumos. Și au intrat și mi-a dat o Biblie. Și în momentul acela mi a dat seama că băi, tata meu e schimbat, mă. Tata meu e conectat. Și eu deja eram, eram foarte conectat. Și de atunci mi-am făcut și mai conectat. și Cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Și de atunci eu și tata avem o relaxe. Dar nu înainte. De nu înainte de asta, pentru că vedea pe mama care... Mă se decolora zilnică, mă, ca să pune o mâncărică, o pâine pe masă. Și tata nu era. Asta era de fapt. Și eu am pierdut 2 ani de școală, că am început să muncesc la vârstă de 14 ani, ca să pot să ajut pe mama. Eu fiind cele patru mai mică din familie, și am zis... Al, al, al câtele le? ai? Da, pentru că primele patru copii i a fost ok, dacă tata se oprea acolo sau acum mama, ca era bine, aici. știi? Exact. Prietenul din Brazilia, pentru că ieri a fost ziua mea și am plinit 41 de ani, cu față de 20, bineînțeles, și acum spunea, bă, bă la mulți ani că știi că n-am uitat, numai că știi cum e la noi nebunia, alegare sus-jos, dar acum am făcut timp să-ți dau un sincer la mulți la din Mulțean, Mulțumesc frumos. M mă bucur că ai făcut drumul a doua zi după chef Corect. Ai făcut petrecere? Uh, iată că ieri am ieșit uh, la un prieten să mâncăm ceva fain la un restaurant cu câțiva prieteni italiani care se ocupă de, ceva crămă de vinurile și a fost bine. Am cântat la mulți ani. Am fost bine. și la televizor. Am, am venit București cu muncă. Și bineînțeles și în special pentru tine. Mulțumesc. Special pentru tine. să la discuție, că vorbim puțin mai devreme despre... Tatăl meu. Despre tatăl tău. Și am una discuția despre faptul că mama era tot timpul ocupată. Mama mereu tot timpul ocupată. Mama... Mama au crescut pe noi. Pe noi toți. Și sora mea mai mare e ca și a doua mamă. Sora mea mai mare a fost aia cu cautocilară învățat foarte bine, au învățat foarte bine, au călătorit foarte mult și au realizat, au îndeplinit foarte mulți visurile din 80% din frații mei. Că sora mea, după ce a terminat două universitate, este cea mai mare CEO din, de la noi din zonă de o firmă din jucărie. Da? Face jucărie prin toată și. Cum, cum se numește? dos. Okay. Așa, așa este. Și acolo, în firma respectivă, a pus toată familia să lucreze. <hânt> Absolut toată familia. Și motivează cu bonurile, cu cursurile ca să crească, ca să crească, ca să crească în firmă. Și asta este frumos asta este frumos și atunci sora mea a luat foarte mult de la mama. Mama mea este o femeie extraordinară, puternică. Ce spune mama, așa rămâne. Da, să ai 13 copii în grijă, dar mai ales să ai băieți și da. să nu-i lași să ducă, să facă prostii în favelă. Corect. Și ai zis acolo că ai luat bătaie în fiecare zi. Fiecare zi. Dimineața mă trezea, mic dejun bataie. De ce? Păi, eu nu eram cu minte, sincer. Eu nu eram cu minte. Pentru că eu sunt curios și îmi place să încerc lucrurile noi, îmi place să fac lucrurile și îmi place să muncesc foarte mult și nu puteam să stau acasă. Nu pot să mă zic că mi-e stă acasă, că nu e periculos afară. Păi vreau să văd, să știu de ce e periculos. Dar așa sunt toți băieții. Știu? Vreau să văd și să știu de ce e periculos. Și așa am câștigat încrederea lui mama, dar vorba și despre anturaj. aveam un anturaj foarte grea. Prietenii mei, foarte, că credeți-mă, din 10 băieți, cred că numai doi s-au luat. Numai 2. Dar ce făceau ceilalți? Au intrat în traful de droguri, cu vânzare drogurile și așa mai departe. Și la noi în modul normal, când lucrul era chiar foarte greu la noi în favela, când băieții din favela, pentru că în favela noi avem regulile nu se fură în favela, nu se omoră în favela. În favela e o comunitate unde toții trebuie să, să, să vă ajutați unul cu celălalt. Și să nu tragem atracție, atenție poliție în favela. Și problema era că când lucrul începea să fie foarte greu și atragea atenție poliția, când poliția cobora în favela tati, era nasoală că la 3-4-5 morți, și... Și ideea este că dacă eu vinind din familia mai așezată, mai ok, cu educație și principiu, și prietenul meu celălalt, unde părinți o în mâinile lui Dumnezeu, ideea este că dacă vinea poliția și vedea pe mine împreună cu ele, Poliția nu întreba dacă eu sunt vagabond sau nu, înțelegi? Dar de cu foc în toți. Că câți copii și oameni mor nevinovat în Brazilia? Faptul că înturaj. În fiecare zi? În fiecare, fiecare zi. Și știi care sunt cel mai mare problemă la noi? Sunt glonți pierduți care omoră pe oameni nevinovați. Faptul că trafic de drogă foarte mulți, atunci există schimburile de foc între traficanți și poliție. Am văzut. Și atunci mai apare problema aia de un glonț pierdut să găsească pe cineva cum a venit. Și ei nasol. Dar asta e o chestie care e foarte greu de de controla în Brazilia și nu va fi niciodată controlat, pentru că eu cred că aceste lucruri sunt tot uh, mâini legate statul, guvernul cu, cu, traficul de droguri și așa mai departe, pentru că sunt lucruri care atrage bani Și atunci nu va, nu va se acalma niciodată și, din păcate, oamenii care suferă sunt uh, oameni săraci cu mai puțină posibilitate, posibilități. Și atunci acolo mi-a -o intrat, o intrat mama ca o leoică ca să zic, stai un pic, tu poți să fi varianta. Așa spunea mie de fiecare zi, de fiecare zi. Tu poți să fi varianta ta cel mai bună. Eu te cred ca parte, să fie pe... mai bine decât mine. Pe de o parte te-a încurajat, de pe partea cealaltă a folosit și bățul. Știi că e chestia aia că atunci când vrei să mâni un măgar, care e încăpățânat, iar și morcul, vă dai și cu bățul. Bineînțeles. Bineînțeles. Și la tine bățul a fost bătaie pe bune. Bătaie pe bune. Noi eu am primit foarte multe bătaie. Știi, când m-am venit în România, prima oară, știi care a fost primul lucru care au făcut? Nu cred. Primul lucru care i au făcut? Exact așa, s au șezat la masă, așa, face to face. Și mi-au luat mâna așa, să zic că nu te cer. Și au zis așa, fiule, iartă-mă. Iartă-mă pentru toate bătăi care ți-am dat și pe nedrept. Aia care ai meritat, bravo, de aia ești aici. Dar eu cer iertare pentru celor pe nedrept. Când fratele te a furat și nu a fost tu, și faptul că voi doi semănați foarte bine, omul a venit și a zis că a fost tu și tu ai primit bataia. Și dacă ai zis că nu ai fost tu, că nu a fost cu minciune niciodată, mi-am sumat. Eu băteam pe toți pe, de pe școala, de pe zona mea, pentru că erau foarte multe șmecheri și copilor celor care nu știa să se bată, veneau cu mâncarică și cei care știa să se bată și zice, toate mâncare. Și mie nu -mi plăcea să văd acest lucru. Deci, mă, nu e mâncare nimeni. Și atunci mă bătea cu celălalt ca să treacă. Și așa am creștigat respectul toată lumea. Dar mama nu era cu violență și mama era cu vorbă și cu respect. Mm -hmm. Și soția mea tot e exact așa la fel. Folosește vorbe, pentru că vorbele cuvinte au mare putere de a schimba oamenii cu violența nu aduci nicăieri, pentru că e drugă, violența te trage violență. Și am crescut tot timpul așa, înțelegi? Și atunci, mama mea este omul datorită ei, sunt aici. Dar ziceai că te-a bătut și cu motiv adevărat, că trebuia să te bată. Era doar pentru că te-ai bătut cu alții? Da, că am bătut cu alții, bineînțeles. Și doar atât? Bă, doar atât. Mă bătea cu alții non-stop. <laughs> pentru ce? <laughs> bine dreptate. Bine dreptate. Asta era. Tot timpul bine dreptate eu mă băteam ca alți. Sau cu ideea asta că să mă aducă să facă lucrurile rele. Și îi spunea, bă, nu fac. Nu fac pentru că mama nu vrea și nu vreau că e un lucru rele. Și atunci insista, insista, e și bătai. bătaie. Tocmai ce am stabilit mai devreme, că mediul te transformă din toate cercetările între 40 și 60% din ceea ce devie mediul Așa este. Cum faci într-un astfel de mediu în favelă în care opt din 10 s-au, dus? Ah mai bine, limita de vârstă în Brazilia, de oameni care locuiește în favela, este de 21 de ani. Mm -hmm. Cele care ajunge, care locuiește în favela, copii care ajunge la vârstă de 30 de ani, bravo. Da. Flicitare. Dar cum este, cum faci tu să te uiți la niște prieteni -ai tăi cu care copilărești acolo, care dintr-o dată vin cu niște bani în buzunar pentru că au vândut droguri. Corect. Și te la chestia asta și zici eu pot trăi fără. Da, pentru că eu mergeam la pescuit. Am fost pescar. Și de acolo făceam bani. Eu mă trezeam la ora 4 dimineața. Păi puțin, că una e peștele, alta e alta. Auz, noi putem să facem bani de orice. E vorba, întrebarea următoare asta. Vrei să faci? Sau vrei să te duci pe calea mai ușoară? Când ești uh, băiat tânăr, când ești copil tânăr, okay. da, vrei niște bani, îți trebuie niște bani și ție. Păi ți este bineînțeles, dar tu iau o mamă și o tată, nu? A fost exact tot ce am spus eu mai înainte. Sunt părinți care sta pe capul și cele care zis nu stau pe cap. Sau probabil sunt Suna, părinți care au făcut copii de modă și celor care nu au făcut copii de modă. Okay. Înțelegi care i-a tras. Și mama asta a fost. Mama, 12 copii, 13 copii, da? Unde mergea mama? Ea duce copil. Nu a avut bună, ce bonă. Copii crescut cu bonă, numai oameni bogați, care au bani. Și... Mama duce, asta era. Aia era timpul, ai nu avea ce face. Uite te aici în România, tot la fel, nu? Când părinții mergeau la, la muncă, ce făcea? Ducea copilul la țară. Sau undeva trebuia să fii cu cineva, cu bunici, cu aia și așa mai departe, ca să muncești. Exact așa. În favela exact era așa. Era disciplină, vorba ta, disciplină în fiecare zi. Știi cum e la, la teroristă? Ui, aia te-a omorât părinții. Aia fă, aia fă, aia fă, aia fă, -aia, -aia, aia La un moment dat și dacă nu vrea, aia crede. Și mama asta spunea, bă, nu fi așa, nu te duci pentru că nu ajungi, o să ajungi ca ala, o să ajungi ca ala. o să ajunge ca ala. nu fă. Da, da, eu mă pun în pielea ta și mă gândesc, cum zice mama asta de 100 și de 1000 de ori și zici, bă, da, mai lasă-mă că vreau și eu să trăiesc. Și tu crezi că aveam, Toți puștanii, să spun ea toți asta? puștanii se răzvrătesc. Noi... Ți era așa de frică de bătaie de la mamă? Că ne-ai prins un pic de putere Auzi. pe la vreo 14-15 ani Când eu te așa? spun despre bataia, tu crezi că era o că mama mă lingea pe cap? Băi, bataie, tati. Vorbim despre bataie, cu furtunul, cu ce găsea în față. Nu vorbim despre chestia că da, o trază o palmă. De bataie în favela e legea junglei. E legea junglei. Așa este. În România, câine, mașina trece peste câini. În Brazilia, oamenii te împușcă. Nu există discuție că tu ai ridicat ton, tonalitate. Oamenii te împușcă. Așa este, așa este cultură nu ai ce faci. Ori tu înțelegi și te duci în drumul tău fără să te amesteci pe dreapta și pe stânga și te duci pe drumul tău cu principiile tale, ori să zic, băi, vrăjeala de la tată și la mamă, eu sunt mare și așa mai departe, mă duc. Cașa așa se întâmplă exact ce e. Parcă că, parcă că mă, tu îmi citești gândurile câteodată. Că așa sunt întâmplat și cu fratele meu mai mare care au avut o perioadă care îți bă, lasă-mă din pace, am să lege și au intrat. Dar e mă, normal, la... băieții când, când, se maturizează se consideră nemuritori, da. se consideră puternici și vor să, practic, face parte din maturizarea bărbatului tânăr, nu? Să iasă de sub controlul părinților. Dar cine o să sufără? El nu știe momentul ăla, el în momentul ăla e nemuritor. Cine se suferă? Asta a fost o întrebare. Cine, la un moment dat, dacă se întâmplă ceva cu fiica ta, cine se suferă cel mai mult? Părinții. Tată și mama. Nu există dragoste cel mai mare decât de tata și mamă. Acum eu înțeles de ce primeam eu bataia asta. Pentru că mama mă iubește în condiționalitate. Și nu avea altă metodă în care nu să te Nu există altă metodă. Dar uite că noi acum mai nou în 2023 am descoperit și în România că nu trebuie să ne mai batem copii. Aia ceva. Dar eu niciodată să las pe niciun copil de -a mie să regiți tonalitate. mie. În momentul când mănâncă mâncare de banii mei, casă de banii mei și așa mai departe. Nici unul. Uh -huh. Asta... Eu vorbesc de sute de mii de ore cu copiii mei. Eu mă duc de sute de mii de ore cu copiii mei. Eu fac de sute de mii de ore cu copiii mei. Eu mi-am dorit copiii mei ca să fie varianta mea cea mai bună. În toți punctul de vedere fratele meu când nu a ascultat vorba ta, s au făcut mare, s au făcut aia sunt aia, în momentul când nu a ascultat de mama 8 ani opt luni au rămas în coma 8 luni, luni au rămas în coma 8 luni au rămas în coma au primit 6 glonți și 7 în junghiatură în gâtul acum te întreb, oare zice Dumnezeu bineînțeles bineînțeles Bine. Și omul, când s-a trezit, când s-a trezit de 8 luni în coma cu sut de aici până aici, s-a trezit că noi mergeam aproape în fiecare zi să facem rugăciuni la, la spital, unde doctor a zis: Aste minune, Doamna, copilul tău era mort și a inviat fratele meu a vorbit trei luni de zile prin gaură în gând cu un pai o chestie extraordinare. și când s-a trezit o zis că o văzut pe Dumnezeu și de atunci fratele meu s-a schimbat ce face? lucrează pentru el are firmă de construcții, nu mai bea nu mai consumă drogurile S-a întâmplat când era sub influența substanței? Bine de, ales, de aia s-a întâmplat ce este problema cu, 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 împușcături și înjunghiaturi. Și a fost prima oară când eu aveam eu vârstă de 19 ani care mi-am bătut eu cu fratele meu pentru că el pe influența drogurile au ridicat mama mână la, la mama. Și atunci am intervenit eu. Mama este, cum te-am zis eu, orice pentru mama. Absolut orice. Ei, Dumnezeu sus, urma de așa. Da. Și atunci de aia îți spune și am vorbit în podcast asta cu tine, non-stop despre influența lui Dumnezeu în viața noastră. Este Ate foarte. Că într -o, într -o, într -o, în ce condiții de viață atât de grea, când ești la fundul sacului, când nu ai mai jos unde să te duci decât să acum. Și pentru România, favela este. Poate, poate fi ceva mai rău decât România. Sute de mii de ori. Și atunci, când ești atât de jos, cred că singurul loc în care poți să te mai uiți e doar în sus. Bine bineînțeles. Bine să Și câteodată și mi-întristează, acum nu mai, dar înainte mă întrista foarte mult în România, peste tot, unde mergeam eu, mă întâlneam cu oamenii. Ce faci? Păi, așa și așa, așa, dar ne uităm în jurul lor, avea, au de toate. Absolut de toate. Și mulți se spune că în România există sărăcie. Tati. Dificultate. Dificultatea există oriunde în lumea. Dificultate, sără... da. Dar sărăcie. E altceva. E altceva. E altceva. Da, am mai zis asta aici în podcast că câtă vreme nu vedem oameni care dorm sub poduri, avem mai puțin cerșetori ca niciodată. Exact. Și cu banii de la primărie, dacă chiar nu vrei să muncești nimic, n-ai cum să mor de foame. Nu ai cum. Deci nu mai suntem o țară săracă, suntem o țară Dar din Occident. Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu. Eu țin minte. Eu țin minte când noi eram mai 10, aveam așa o pâine baghetă care să o fi la 10. Și par de apă, cum suntem. Și, 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 care fasole cu apă. Da. Și știi care e partea cea mai frumoasă? Mama lua mâinile toată lumea, hai să ne rugăm. Și... da, ai fasole și aici, știu că uh, și ungurii și românii mănâncă fasole. Bineînțeles. Și noi, <laughs> și, și noi. Îți mai place fasolea? Bineînțeles. <laughs> dar făcut de mine. <laughs> Cum faci? Eu gătesc foarte mult. Nevasta mea gătește la fel, copiii noștri gătește la fel. Eu fac fasoale cu foarte multe carne, cu Ai foarte viz? multe condimente. A... Foarte, mu... da. <laughs> foarte multe condimente. Și. Ce condimente? Pune? Foarte multe condimente afrodisică de la noi în Brazilia sau din, din zona a... A... A arabă și așa mai departe. Sumac? Exact, foarte mult. Că în România, mă dă oameni gătește numai cu sare și usturoi. Atât. Sare, usturoi, piper, dar poate și niște cimbru. Exact. Atât. Îți place cimbru? Da. Atât. Și la noi nu. place să simțim gust mâncare. Fiind la picanță, uite, copiii noștri mănâncă absolut tot picanți. Absolut Foarte bine, bravo lor. E, bine. Și asta faci. Eu zic că dacă noi a fi uniunea mai mare între noi oamenii, nu numai la noi români, între noi oameni, a fi mult mai ok. Exact cum mă a lua mâinile toată lumea și zice, băi, vezi că voi toți ușit de la de același loc, dar fiecare e altfel. Puteți mai mult, puteți să faceți mai mult. Și exact așa. Eu am adus o poveste acum, a... Pe pagina mea, pe rețeaua mea de socializare, spunem despre acest lucru, despre iubirea, despre înțelegere și așa mai departe. Despre oamenii, românii, care nu mai se plânge, în loc să mulțumească mai mult, în loc să facă mai mult. Când întreabă pe tine cineva ce mai faci, bani, tu, tu ce spui? Foarte bine. Nevasta mea, o la un moment dat, mi-a interzis să zic acest lucru pentru că se zicea că aduce invige și energia negativă în jurul nostru, când de fiecare dată e un fel că românii înțelege acest lucru ca și o laudă. Bă, nu se laudă foarte bine, foarte mult. Dar eu sunt bine. Adică, bă, eu sunt bine cu mine și am fost crescut. Așa e. Este o cultură, adică nu o chestie, că mă laud, că eu sunt foarte bine. M-am trezit de dimineață, am exact. mâncat azi, eu sunt foarte m-am spălat. Bă, sunt deja în, în top 90% de pe planetă. Păi e bineînțeles. Uite, George, hai să-ți întreb un lucru. Care uh. este cel mai mare provocare din lumea asta? O provocare care tu știi, bă, iată, cât se întâmplă, dar în același timp tu nu știi 100% dacă te culci seara și te vei trezi de dimineață. Asta e cel mai mare provocare pe considerăm și cel mai ne cadou. Păi, de, -aia, de, -aia muncim și facem atât de mult pentru că noi o să vină o zi în care o să începem să trăim. Așa ne imaginăm că și românii. Românii au prins, Așa au, au prins din cultura occidentală, asta cu munca, bine, au luat-o și de la comunism, dar împinși mai ales de părinți din spate, cei mai mulți români trăiesc viețile părinților lor. E, exact, Cariere... cum am spus -o mai înainte. Exact. E. Și atunci, ei încearcă să facă din ce în ce mai mult, cu promisiunea că într-o zi o să înceapă să trăiască, dar ei nu-și dau seama că fiecare zi care trece până când începi să faci chestia aia, te îndepărtează de fapt, bine de să ziua aia. Bine, bine să Ziua noastră este foarte scurtă. Timpul nostru este foarte precios. Noi trebuie să trăim mai mult. În fiecare clipă, fiecare moment, să vorbim orice cu copiii noștri. Și nu doar copiii, și cu prietenii. Și cu, cu prietenii, prietenii noștri. Da. Cu oamenii. Eu am foarte bun prieteni în România, care îi iubesc. Și mulți dintre ele, eu cred că... Am auzit că ai niște prieteni italieni. Deci da. imaginați-vă, un brazilian care are prieteni italieni în România. Și Logis, care, nu? iubesc, care iubesc din tot sufletul. Care iubesc păi semănăm. Din, care iubesc suntem din... toți latini până la urmă. Bine, Bine să cum. Bine să Suntem se mai asemănători decât suntem diferiți. Dar, e... Dar eu am un prieten român, mă. care... Eu nici știu dacă e prieten sau e tatăl meu, e sufletul bunicul meu care s-a reîncarnat în el. Bunicul Manuel? Păi da. Eu... Știi cum e? Eu nu omul, băi, definește un om bun. Mă. Definește un om bun. Ei, este vorba despre sori. Igna, mă. Nașul. Sorin? E, sorii, Sorin, Ignă. E nașul nostru. De cașnicie și nașul lui băiatul Păi să puțin că la noi, dacă e naș, este deja tatăl tău. E, dar așa nu se întâmplă. Asta e o vorba religioasă, dar pe bune nu se întâmplă. Așa e. Sună, nașu, fă băi, nașu, am nevoie de ceva bani, bă, nu știu cine ești. Cam așa e, înțelegi. <laughs> Unde te-am văzut, înțelegi? Dar, datorită nașul meu, domnul Sorignă, eu am real realizat foarte mulți lucruri pozitiv în această țară. Și în dezvoltarea personală, în dezvoltarea personală. Deci ai găsit pe cineva de la care să înveți ceva bun aici extraordinar de bun. Extraordinar de bun. Un român care eu cred că nu e, că e ca și tine, că nici cred că și nici tu ești român, și după care mă întreb pe mine, dar de ce bantu? Pentru că tu ai viziunea așa, așa, așa și așa. Și la noi, din cauză, uh, Ceausescu, Elena Ceausescu, că lucră a fost numai așa. Și atunci, asta este un lucru minunat. Când tu întâlnești un om așa, Mm -hmm. Atunci, nașu, te iubesc, tati. Mulțumesc. Și nașu, frumos. când te vede, cred că zâmbește de fiecare. <laughs> tot timpul. Ca a venit bantul cu energia pozitivă. <laughs> exact, tot timpul. Tot timpul. Și îți mulțumesc frumos pentru tot. De deci, ce să-i brandul tău, și... energia asta pozitivă? E peste tot. E schimbă tot. E schimbă tot. Dar. De ce am zis de disciplina aia de mai devreme? Că energie pozitivă, dar până obosești. Tu crezi e oboseală? Acum, Există un, un, punct la care și ceasul zice s-a terminat bateria, Auzi. dar mai există o chestie. Psihologul spune așa că dacă te-ai trezit dimineața obosit, înseamnă că e ceva ce nu faci bine. Ok. Nu ești unde trebuie. Am înțeles. Acum tu vorbești de pe partea teorice. Da. Bravo. Eu partea teorică. <laughs> te pe practică. Tot timpul. Tu trăiești din practică. Ar trebui. Păi tu trăiești. Când te trezești și faci programul tău, tu faci programul tău. Mm -hmm. E practică. Păi și ție, să faci de ea. Păi, și eu mm -hmm. pun în practică. <laughs> A, ai externalizat asta cu stresul. Înțelegi, ce vreau să și eu pun în practică. Bine, adevărul că, că și la noi la, că, și la mine soția organizează mai păi, bine. Da, și tu îi pui în practică. Păi, hai adevărat este că unde vede femeia nu putem vedea noi, tati. Credeți-mă. Unde simți femeie, nu putem simți noi. Sunt Atunci, asta este. Poți să faci ce vrei tu. Da, dar unde vrei să ajung eu? Dar eu nu că... vreau, ca să-ți dau răspunsul acum, eu nu, nu, uit niciodată, da? Capul asta mare care am, eu nu uit niciodată. Uh, unde vreau să voi, vreau să spun, e un lucru că tu mi-ai dat teoria și nu mi-ai răspuns la întrebarea mea. Tu crezi în oboseală? Mă, există un nivel la care am testat chestia asta într-o zi, când a ajuns bateria de pe ceas. Că Iar eu... nu-mi dai mie răspuns. Doamne, <laughs> Dar stai, stai, stai că ne Stai, stai mă, ascultă-mă. Ai răbdare. un prost cu aia. Hai de capul foarte cap. cu aia. Da, da. parcă ai venit de la Cluj. Așa asta da, stai, șezi blând. Te, te pun cu țifui la masă, mi-l activez și pe ăla. <laughs> când îl trimiți în coac. Așa. Deci, eu am aici pe ceas de mi-arată mie bateria. Ok. Acum, e sau nu e adevărat, dar e un pic adevărat. Vrei să-ți spui când e până nostru să Te rog frumos să nu zici. Că mai avem de vorbit. Nu, nu, că nu, nu. A, bravo. Nu, okay. suntem bine. Avem... A, bun. Îmi -bu 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 -bu. <fie> place să vorbesc. Nu, nu avem stres. Nu, deloc. Nu, nu. Și când mi-a ajuns într-o zi, ceasul mi-a tot coborât 10, 9, și ajuns la 5, după aia ajuns la 1. Și, și încă eram treaz și încă făceam treabă. Ok. Păi, sub 1 nu mai avea cum să mai coboare. Ce fac? Ce era la 0, treaz să exact. mă întind blană pe jos. Și am arătat eu lui cine e șeful că eu nu m-am simțit obosit și am mai dat. Pentru că, în realitate, mă întorc la ce a zis doctorul, ne simțim obosiți când nu facem ceva care să ne placă. Dar, cu toate astea, mai e o problemă cu plăcutul. Că lucrurile care îți plac și ajungi să le faci, ajungi să le faci până te arzi. Ok. Tu faci deja chestia asta, umbli și cânti de șase ani? Da. Nu te simți niciodată obosit? Nu? Da, da, nunțile nu se întâmplă ziua, se întâmplă noaptea. Ok, și? Și două nunți, au două, Au nu o avem pe de aici care mai suflă. ea nu se ocupă cu tot agendele, nu știe nimic, eu nu mai ajung în fața omului și fac treaba mea. Atât. Deci, deci tu, tu, când, te tu hodini? Așa, când cât eu Feciorul tânăr când eram măi Lucram și nu oboseam măi Dar de când am da, mă, îmbătrănit măi Dorm și tot nu odinit măi Deci uh, <laughs> Bun Bun, bun Nu, nu, nu am ajuns acolo uh, În felul de disciplină Eu mereu scot cele o ora, o oră jumătate de somn de după masă de frumoțețe. Asta este o disciplina mea. Adică și dorm la... oriunde. Asta nu contează. Aia a dat ora de somn meu de frumozezi. Dacă sunt în mașină, zidea să dau că drumul e lung, trag mașină pe dreapta, las să-mi tot meu de frumozezi și așa este. Cu citit Biblia, la fel, tot așa este. Cartea mea preferată este Biblia, eu citesc oriunde și cu mine tot timpul. Mm. Și cu aia de o oră și ceva, eu trebuie să fac acest lucru. Și cred că de acolo conexiunea asta este, vine această idee cu energia pozitivă. E adevărat toate explicația care mi-ai dat, dar încă o dată, repet, tot este vorba despre cerebelul. Acum, dacă mă uit așa la tine și oricine se uită și te vede, exact cum ai zis tu mai devreme, tu ai făcut acum 41 ieri, dar arăți de 20. Mulțumesc frumos. Băi, am zis de 3, mă. Ți-ai Mulțumesc frumos, A, te da. iubesc. Ți-am dat și un compliment. Bravo! Dar, serios, chiar, tu chiar arăți? Ești un bărbat bine. Mulțumesc frumos, tu la fel. Nu Da, serios, chiar, chiar ești în formă. Adică mergi și la sală, nu? Bine, se lasă. De șase ore de am fost uh, campion național. La de, ce? La fitness. De două ore campion european. Și am vrut să mă duc la... Asta nu știam. Da, și am vrut să mă duc și la campionatul mondial da, ai din Brazilia, Federația din Brazilia a zis, Bă, de ce tu nu vrei să reprezinți Brazilia? Și au fost o ceartă pentru că a zis, Brazilia nu mi-a dat niciodată nimic, eu trăiesc în România, România mi-a dat tot, mi-a deschis brațele, sufletul, eu sunt român, tati. Așadar, după care au venit pandemia și în perioada pandemia acolo eu am explodat pe partea muzicală și atunci șefa de -aia au zis, zis, avem trei copii, ori una, ori alta, Hai ce vrei să faci? zi bă, muzica. Mie îmi place, stau în fața oamenilor să vorbesc și așa mai departe. Și atunci noi am înclinat. Bine, după 40 e mai greu să stai pe scenă să faci. Vine, mi-a povestit Florin Cușbă. De ce? Păi, spre exemplu, mi-a povestit, nu mi-a zis în interviu aici, dar nu cred că se supără dacă îl torn, că suntem preteni acum. Mi-a zis, pe exemplu, când a trebuit să apară pe copertă la Men's Health cu pătrățele, că a fost înfiorător regimul la luni de zile s-a pregătit, s-a tot amânat ședința, sesiunea de foto, Că nu poți să stai cu pătrățele non-stop. Și a zis că era, era extrem de greu să tot rămână în forma aia. Pentru competiții știu că intri într-un regim special. Corect. Cum, cum Așa este. E... Știi cum e? Așa este pentru românii și majoritatea oamenilor când e vorba despre bodybuilding și fitness. Da. Să păstreze calitatea a mușchilor non-stop. Și să rămâi Fit. Non-stop. Până e acum, numai eu. Până acum, acum, numai eu. Și până acum. Tu ai eu. Tu ai și acum până, pe Mereu de când mă cunosc. vedește? Tot timpul. Serios? Dar când Nu cred. Când? Mereu și statul de grăsime, tot timpul. C de câte ori e la sală pe săptămână? Deci de, de cinci ori la. Uite-te. Disciplină. Eu dacă ajung întreb pe soția mea, ajung acasă de la cântare la ora 5 dimineață dacă e în timp săptămână, mă duc la sală. Păi și doar somnul ăla de frumusețe de ajuns? Păi dorm după. Câte, Durmă ore, ziua. câte ore de somn faci pe zi? În timpul zilei? <laughs> nu multe, două ore. Două ore, două ore ziua și noapte? Da. Și noapte și noapte recuperez, pentru că eu nu mă, cur, eu nu mă curc târziu, niciodată, în timp săptămână. De săptămâna și la nouă mă curc. Asta vine datorită sport de performanță, să stau bine tot timpul, pentru că eu cred că cel mai important pentru noi, pentru celeberul nostru, este cele prime patru ore de somn. Ca să recupereze tot foță, cerebele să înțeleagă și așa mai departe, după care corpul intră în relaxare. Și, atunci asta fac. O, de eu dorm oriunde. Eu dorm nu Deci -am problemă tu, tu înainte de nuntă te duci undeva, de fac... Oriunde, unde. trag o pui de sop. Și ești. vine bani, hei, energie pozitivă. Păi normal că tu ai dormit. Păi toți sunt obosit, că au fost la biserică, au mâncat deja, sunt cu burțile pline. Eu, 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 iubesc oameni, îmi place să vorbesc, dar eu mă iubesc pe mine însă. Ah. Foarte mult. <laughs> no. și sincer, sincer, am o apreciere mare pentru tine, dar dacă noi o să ne întâlnim și eu știu că peste o oră am ceva de făcut în legătură cu muzica să apară în fața public, eu să zic, George, îmi pare rău, dar trebuie să mă duc să scot pumnul de somn, pentru că eu știu că pot să te sun să ne vedem altă zi. Înțelegi ce vreau să zic. Dar ideea de a să apar în fața oamenilor impecabilă, asta pentru mine este important. Deci, disciplina. Și, da, și asta este important. de aia, eu zic că nu cred în obosală. Eu cred în chestia asta, eu nu vreau să fac. Am auzit că, Atunci cred. Am auzit că una dintre definițiile libertății este disciplina. Așa este. Așa este. Și în momentul Te când... Te liber? Foarte liber. Absolut foarte liber. Eu am tot ce îmi doresc mie. Ce ți-ai dorit pentru tine? Eu am de toate. Eu nu mi doresc nimic, eu am de toate. Eu până când sunt ochi deschis, eu am de toate. Absolut de toate. Și lucrul cel mai prețios care eu am în viața mea este că aici în România mă refer, este că soția mea este în viață, copiii mei sunt în viață, prietenii mei dragi sunt în viață și eu sunt bine cu mine însă. Și atunci pot să fac orice vreau eu. Da, da. Pot să construiesc orice ce că... vreau eu. Care este gadgetul care îți lipsește cel mai des de acasă? Îți spun eu prelungitorul. Nu ai niciodată unul la îndemână, nu are suficiente prize sau poate e prea vechi și lipit cu bandă izolatoare. Când vrei să cumperi unul nou, arunc o privire pe Gadget Boutique, unde avem toată seria de la Brennanstul. De la cele mai simple și accesibile, dar cu prindere în șuruburi, la cele mai stilate și practice prelungitoare de colț pentru birou sau bucătărie. Turnulețul cu o prize și 4 USB-uri este preferatul nostru la studio și mai ales cele discrete pentru canapea ori un birou elegant. Le găsești pe toate pe gb.ro și le recomandăm pentru că și noi le folosim. A, dușmanul -i bine întotdeauna mai bine. Să-ți dorești mai mult, mai bine. Păi dar de ce să vrei mai mult? Și cu ce faci cu mai mult? Dar tu, tu nu-ți mai dorești nimic în plus? Păi cu ce mai am în plus? Și ce avem atâta nevoie de atât? Asta nu înțeleg. Asta spuneam eu cu nevasta mea când am cunoscut. Hai să facem, hai să facem, hai să facem, hai să facem. Hai să... Și eu am zis, bă, de femeie, până când facem, 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 facem. Când trăim? Cât trăim? Dar am, am un de doi ani încoace o înțelează acest lucru. Dar, George, așa au fost crescut de părinții ei. Că trebuie să facem. Vorba ta, că tu ai vorbit despre acest lucru, că la noi români trebuie să facem. Să facem, să adunăm, să facem, să adunăm. Dar, tati, până când adunați atât și pentru cine? Pentru cine? Că toată lumea doarme și încă plătește și se criu, tati. Și câteodată secriu, e sigur și mai mic decât corpul. Bă, dai seama cât de tăpiți suntem noi câteodată oamenilor? Că sunt oameni care își plătesc dinainte ca vouă și piatra și sicriu să se asigure că nunta este cum trebuie. Bun, adică eu am ajuns la o concluzie că băi, chiar noi suntem bătuți câteodată. Sau nu știu dacă tehnologia ne-a dus noi aici. tehnologia. Sau, sau cultură, sau obiceiul, habar n-am. Dar e dureros că tot ce îmi trebuie mie exact în fața ochii mei. Uite, noi discutăm acum despre lucruri frumoase. Am nevasta lângă mine, am copii lângă mine, am prieten lângă mine, am conexiune cu Dumnezeu. Da, dar ai putea să-ți mai dorești că, ceva, nu știu, putea să-ți o, o, vacanță în Dubai. Păi da, o să fie, am lucrat de Dubai, de testul Dubai, nu place Dubai. Bine, să te, să, să, atunci să te duci cu avionul tău în Dubai. Ah, Ce zici? Să, să ai avionul tău care să... Păi da, nu. dacă am un avionul meu, mă duc în Brazilia, păi și nu în vrei, Dubai. Și nu vrei avionul tău? Păi dar toată lumea vrea ceva, dar eu nu vreau ceva acum, pentru că am luat atât lucru. Să văd pe copiii mei, în primul rând, realizat, pentru că asta facem noi. Că nu cred că dacă am avionul meu, lucrul se va concretiza trebuie să plătești și pilot, că nu știu să plătești adică să... mereu și susținerea. adică sunt lucruri, acum vreau când să zic Când ai dat seama că ai tot ce trebuie? Din când am cunoscut pe nevasta <laughs> Ce bărbat adevărat <laughs> Auz. știi de ce spun eu acest lucru? Pentru că nevasta mea crede că te-au dat că i-am zis că am început să iubesc pe ea prim decât ea pe mine Bă femeia eu te-am zis înainte că camera nu era pornită și au fost jos că să ia apă. Băi, gândiște-te că și te-am întrebat, Ia, George, care este echipa ta? Cât aveți în echipa ta? 12? Nu 10. Și a zis, băi, dai seama că am mai 3 în echipa mea, dar parcă că am eu 15? Că soția mea e câte 10? Da. Nu. No. Cam așa este. Mare lucru. Știi care este de ea? Că ea aduce crucea ei și încă de toată familia. Și asta o Regăsești, este... o regăsești pe mama ta acolo. Și asta este ideea că eu o am de toate. Pentru că tu o să mă zic, bantu hai că noi fiind oameni până când suntem în viață ne dorim altceva și altceva și altceva și altceva exact. și ne dorim acela altceva și acela altceva și acela altceva și Dumnezeu zice și mai mult și mai mult poftește, poftește și după care conexiunea cu Dumnezeu tot e pierdută pentru că tu foxezi energia ta ca să iei altceva, 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 altceva și conexiunea se pierde da? și după care toți cu acela altceva care tu ai câștigat haide să plătim sănătate. Că nu mai avem sănătate, 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 sănătate. Pentru că tu ai vrut și ai uitat să rănești sufletul. Și atunci, pentru cine ai vândut sufletul tati? Pentru cine am muncit, nu? Cum era melodia? Cum era cântecul? Înțelegi? Cam asta este ideea. Dar uh, tu ai grijă de tine, ești fericit, ai tot ce trebuie, o să trăiești 100 de ani. A 110. Că bunicul 110. o să o trăit 107, o să 110. E bine să les. Aici ne-am înțeles. Bine să da? Dacă bunicul o trăit 100, 107, o trăi 110. Auz. în Biblie scrie așa. Spui că ești sănătos, că vei fi sănătos. Spui că ești pozitiv, că vei fi pozitiv. Spui că nu ai durere, că să nu ai durere în corp. Spui că, vei fi, că vei fi bogat că vei fi bogat. Și Dumnezeu după care zice așa, muncești cât te ajut eu. Și atunci de ce gândim negativ? De ce zicem aia, 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 aia? Pentru că exact cum gândești, exact așa atragi. Okay. Toatele obstacole care vin în viața noastră este ca să sărim. Nu ca să găsim scuzele. Și tot asta vine ca o experiență. De aia oamenii ziceau că tu ești altfel, tu ești pe acest planetă. Și a zis, nu, tati. Unde am crescut eu, unde mi-am născut eu, era obstacole ziunic. Și aici eu... e o vacanță. Corect. Deci există oameni pentru care România e o vacanță. Corect. Și vreau să ți zic un lucru. Cunoscut pe nevasta mea cu situația financiară foarte bună pentru România și mulțumesc Dumnezeu de aia mi-a schimbat viața mea și de aia am zis că am tot ce-mi trebuie și au zis așa, ha, bă, tu, hai să cumpărăm o mașină de spala vasele la noi în bucătărie. Și doamne, ferește! Dar da, tu știi că mașina de spălat vase este, este cea mai bună prietenă a familiei. Mea, e salvatorul de relație. Nu am zis, doamne, ferește! Tu Cum? vrei să strici Absolut toate tradiții din familia mea. Spălatul vaselor e tradiție din familia dosatului. Păi da, te gândește-te și ce spunea mama mea. Ma. Ce spunea? Că noi început să fim un pic mai ok și așa mai departe zic nu, nu, nu. nu. Nici o mașină de spalat. Mână. De ce? De deci, ce? Bravo. Mama mie eu spal vasele la noi. Nu. Că... Da. Eu spal vasele o, pentru că e eu? Eu cred... bine spalat. În primul rând este bine spalat. a? În primul rând, este bine spalat. nu las pe Bona, pentru că Bona, când vine factura de apă, acasă vine explodată. că Bona lasă pe apă să curgă non-stop. Nu-mi place acest lucru. Pentru că când eram mic, umbla 12 km cu un în, în cap ca să aduc apă la noi în sat. Și atunci eu am acest problemă cu... Cu, cu, risipa. cu da. Și atunci am zis că nu. Te Și cu chestia asta cu un cu spalat vasele, era din cauza... Mă, mă spune așa. Dacă... Că la noi era așa, fiecare avem 10, în fiecare zi ne vă va la vasele, da? Asta era tradiția, era acolo mm. scrise numele, toată lumea, lipit pe de. A, deci mergea pe programare <coughs> automată, nu? Da. Și dacă se strica programarea, trecea pe comandă vocală. E bine să les. Bine să les. și dacă așa acolo era vocală, pe bataie. Băi, dacă mă, mă spune, băi, dacă mă mă spune, dacă mă, mă spune așa, fii atent că mă duc la magazin și vin apoi. Dacă sticla de apă noi toate împlută și în frigider, băi tati, o să te culoare. Exact așa vă spunea mama. Exact așa. Păi, George, mergeam eu la fotbal afară cu copiii și când vedeam pe mama sus și eu am uitat că am umplut vasele de apă, intram în casă și repede, apă, apă, ca să pun frigider. Bineînțeles că mama ochi de vut, tati. Eu am văzut deja. Și rupeam. Tac, 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 tac. A doua zi era tot perfect și dar cu tu, mașină de, de spalat. Tu vorbești serios că voi nu aveți acum mașină de spălat vase? Nu, nu, pe bune vorbesc. Ii știi dar, de ce? Dar voi când mai stați de vorbă? Adică când mai... Hai să-ți spun eu lucru. De ce? Ca să, ca să, pun mai concret că am sărit. Pentru că mă mă spune așa. În moment când tu spal o fafurie, asta înseamnă bantul că ai avut ce mânca. Înțelegi? Ai avut ce să speli. Bravo! Și asta era în fiecare zi. Dar, dar nu mai ești acolo. Este în fie... Ce zici? Dar nu mai ești acolo. Păi, acum... Încă o dată, că eu am auzit, dar nu vreau să dau răspuns, numai ca să înțeleagă oamenii, că probabil nu o înțeles. Zi. Nu, 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 mai ești acolo. Și românii mai e în, în comunism? Nu. Păi și de ce tot se comportă ca și să fi în comunism? Pentru că au trăit tati. Și eu am trăit ala. Și asta nu e un lucru rău. Asta nu e un lucru rău că să facă pe copii să înțeleagă că ei trebuie să spală, că nu trebuie să nu lasă să, să facă. Să facă el, să crească, să fie dependent, să nu depinzi de alți. Ei uresc lucrurile să nu fie curate. Eu sunt nebun că chestia asta cu curățenia. Mai ales când este vorba despre bucătărie, baie și camera mea. Eu am dormit tot timpul pe jos. Și când am, am cu de E, și noi am ajuns la apartament și era pat frumos și așa mai departe. Eu făceam asta. Noi ne gucam împreună și dimineața ea mă găsea pe mine pe jos. Că ieșea din pat și dormea pe jos. Că era obișnuit să dorm pe jos. Înțelegi? Da. da, eram obișnuit să dorm pe jos și a, abia de, după un timp în care am început eu să, să mă obișnuiesc eu cu... Dar cum e când dorm nu pe jos și treci în pat? Cum, cum se simte? Foarte greu, mă durea tot. Aha. Absolut tot absolut tot atunci vine vorba aia de aia eu dorm oriunde oriunde dorm absolut oriunde dorm. deci dormi în pat de dragul nevestei bine să les. pentru mai orice mm. și asta este de acum mașină de spălat și eu nu s am niciodată până când să fiu cu deschis nu s am niciodată el le spal vasele mele eu fac tot și așa mai departe și când noi vorbim, ne apucăm de vorbit, în mod normal, un pic mai greu. În mașină, în bucătărie, încă te știam, mă bag eu, mai vorbim, discutăm. Da. Când călătorim, dacă noi călătorim singuri, atunci e parte cea mai bună. Dacă e momentul de muncă, ea este managerul mea, nu e, e soția mea. E o mea, chestie atunci. ocupațională, până la urmă, că dacă faci chestia asta, trebuie să înveți să dormi oriunde că n-ai de ales. Da, corect, corect. Dar asta la mine chiar nu a avut de -a ales. <laughs> Și nu, chiar nu simți uzura, oboseala? Nu. No. Nu. No. Nu? No? Nu. No. Nu, 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 Aici nevasta mea, nevasta mea vrea... Nevasta... Da, chestia asta că îi spune nevasta mea că, ba, simți odată că îi ceru să nu vorbesc. E faptul că dacă eu am trei cântare la o noapte, eu am nevoie să fac un repaus vocal. înțelegi? Uh -huh. Și nevasta mea faptul că dacă avem un telecomandă în pat și eu sunt lângă ea, așa vorbește mult că preia și telecomandă. Înțelegi? <gântu -i> <gântu> Dar da, da, e lucru știut atunci. că telecomanda și muzica din mașină, ele. Exact, exact. Bravo. Și atunci am nevoie de pauza aia și la asta, mea nu există pauză. Ea vorbește între și nu numai că vorbește între una, ea vrea și răspuns. Înțelegi? Dar și tu vorbăreț. Păi, Sau tu compensezi acum? E, eu sunt foarte vorbăresc. La noi acasă bataia pentru a vorbi. Eu, nevasta mea și fica noastră mijlocie. Și bizon, și bizon. Bizon e Solomon, Rafael Solomon, în care eu zic bizon pentru că e mare, are patru ani și are față de șase. de eu zic bizon. de eu zic bizon. Bizon, te pup, tati, te iubesc. Și atunci, eu, Sara, Andreea și Solomon, ei bataia pentru vorbe. Sofia, fica noastră mai mare, nu, e tot ce la are. Vreau să fac bani, e numai cu bani, de acum. Bani, bani, bani. Și zic, mă, calmează-te, tati respiră, înțelegi, uite, trăiește copilaria e faină, dar nu. A devenit românca Aici e nascută. Nu ai ce face. -ai ce să faci. Nu N ai ce, ce să faci, aici e nascută și așa mai departe. Și atunci eu stau acolo, sunt ca și FBI, știi? Stau. Dacă lucru încep să pute pe atunci apar eu. O să lege cam așa este. Până atunci o las pe ea să vadă, să facă mm. și așa mai departe. Dar o lucru cel mai minunat din, din lumea asta, încă o dată îți dau răspunsul ca să fii mai concret, că mai vrei ceva, mai vrei să îndeplinești ceva. Bă, da, te am îndeplinit tot, da, familia. Și cu asta tu poți să construiești ce vrei tu. Și dacă să te gândești, să poți să zici treaba asta când ești la o treime din viață, nu? Da. Ești undeva la 30% din cât ți-ai propus să trăiești. Corect. Deci mai ai de încă două ori și pe atâta de trăit. Da, uite. Ce ai de, de când să faci? Păi uite, de exemplu, că am vorbit eu cu mama ieri. Mama, am vorbit cu mama ieri și mama zice așa Fiule, știi că te iubesc foarte mult, mai trebuie să zic asta. Deci îți doresc să trăiești 80 de ani și acolo mai adaugă încă 80. Hm. Zi mama, doamnă ajută, mulțumesc. Mama a fost foarte bonavă, chiar a fost foarte bonavă și eu vorbeam cu ea, era foarte îngrijorat și așa mai departe. Am vrut să anulez nuntele, toți contract care aveam ca să plec în Brazilia, ca să nu plec în Brazilia, că am primit un telefon și că a murit mama. Și vorbesc eu cu bătrâna și zice așa, taci mă. Dumnezeu încă nu mi-a zis nimic că să mor. <laughs> nu te de aici. Eu nu să mor acum. Eu să mor numai când Solomon E la universitate sau măritată, te lasă. Mă. Când ai iubită, soția, atunci să mori. Și zici, bă, bă, tu vin din familia faraonului, ești mumia <laughs> și e vrei, mă. nu mor acum, stai liniștit. Primesc eu mesaj și să-ți spun eu înainte când să mor. Dar mai am de trăit. Cum așa gândim noi. Ea trăiește tot acolo. Da, mă mai iubește. Frați mei, am invitat pe frații mei, pe surora, am, o suroră care e cu prăjitură, gătește foarte bine și noi am vrut să deschidem ceva în Cluj, în, împreună cu sora mea, dar niciun frații mei vrea să vină. Au zis, bă, ești bolond tu, rămâi tu bolond, nu înțelegi. dar parcă și voi, ești bolul. Exact, ești tu, fi tu. Cum, tu. Cum îți permiți să mă spui mie să plec eu în fața plaje cu mâncare, cu fructe de mare, cu nebunie, ca să mă duc la frig? Știți ce de aici? Mă, și Clujul ăla are și șapte luni de iarnă. Și e mai lung. Uite, de aici parcă că e vară. La Cluj era frig. La Cluj era foarte frig. Da, a dat drumul la căldură pe acolo. Da, nebunia totală. nebunie totală. Dar, cum zici, iubesc Cluj foarte mult, dar ușor, ușor mă gândesc să mă mut la București. Știi, pe Sofie să... Nu știu, cum o, nu, mă, nu știu cum o convingi pe de Nu, Da, ea vrea? Prima, da, bine să les bine să les. Și copiii Fac, mei... Facem ce facem și până la urmă să să ne, și ne păcărește pe toți. Și copiii mei vrea să vină la București că e, se înțelege și se regăsește aici. ok Și, și copiii mei, toți toți copiii mei cu energie pozitivă foarte mult și nu... Acum să știi că una este să vin București, alta este să trăiești aici. A, știu ce zici. un pic. Bineînțeles. Păi, bine să Fă un asta test drive. Și, asta și facem. Nu așa că luăm... Aș stai că am fost pățit cu chestia asta de mutat tot și plecare la Dubai, de am zis cu Dubai. Nu cred. Pa, ai de capul meu. Dar ce Sta se faci tu în Dubai? Oh, ai, bravo! În, înveți arabă și și cânti acolo? Vezi nevasta mea. Păi acum, bineînțeles, i-au locuit, unde e locuit? În cui vei? Cui Unde e fost? Păi a stat acolo. A stat acolo o perioadă și zice, oh, arabă, mai vorbește și câteva cuvinte în arabă, arabă e fain, arabă e aia, arabă e, arab, e aia, arabă Dubai, Dubai. Bro, Dubai e mare vrăjală. Să legi? Dubai e bine pentru arab. Pentru străini, nu. Toți străinii care merge acolo, merge ca să facă bani. Bani, bani, bani. Sau bani. bani, e nebunia totală. Bani, 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 bani. Și la un moment dat am stat, bă, trecut o lună, două, trei și așa mai departe. La un moment dat am primit o viziune de la bun Dumnezeu. Și a zis, bă, întoarce-te la țara ta. Care țară, Dumnezeu? România. Și zice așa, dar de ce? Mă întreb eu, da, pe mine. Și primesc un mesajul. Dar pe bune vorbesc cu asta. E foarte, foarte serios. I a zis, mă, să nu fii sclavă aici. Fii rege acolo. Mi-am trezit eu și a zis, nevasta, te iubesc foarte mult, știi acest lucru. Și eu, bantu. Și știu, mergem înapoi acasă. Luam prunci, hai acasă. Acasă mai bine. Bine, acum în Dubai s-a mai stricat un nu mai e cum era, că e plin, am înțeles, de ruși. Tot. S-a făcut totul foarte scump. Bă, Dubai nu e fain, în punctul meu de vedere. Asta e, asta e restrictul punctul meu de vedere, ca oamenii să înțelege greșit, da? Dar un lucru care eu vreau să vă spun și la tuturor românilor care sunt plecat în diasporă și așa mai departe, și până să că mulți s-au regăsit unde au fost plecați și așa mai departe. Dar, tati, în punctul meu de vedere, nu există o țară mai frumoasă decât România. În punctul meu de vedere. Și fiind om foarte călătorit, Datorit, bine să l-ați datorit nevastă <laughs> Păi n-am stabilit că Brazilia are are mai multe... Are relief mai frumos? Păi da, este. Geografie mai frumoasă? Păi e bine să les. Păi de vizitat, dar nu în trăit. Vom despre trăire. Aha. Vom despre a trăi. Despre a trăi cu familia. Despre siguranță. Păi am mai auzit chestia asta. Mi-a scris un francez că s-a mutat din Franța în România, că îi place mai mult viața de aici. Nu neapărat țara, viața de aici. Păi, e bine să les. Care e chestia? Păi, acum că noi românii, hai să explic eu. Dacă, dacă întreb pe români, se gândesc unde plec în vest, Știi de ce vreau să ne vest, cum fac să mă mut în România? De As, ce? Ascultă-mă, dacă tu ai familia, în primul rând, noi bărbat, da, care suntem protecția familiei, corect? Protector și așa mai departe, orice pentru familie, noi la ce ne gândim noi? la la nevasta mea, la copii și așa mai departe, siguranță, da? Că tu poți să te duci cu telefon pe stradă și ești 100% sigur că nimeni vine să te ia de, de, pe mână, da? Poți să umbli că nimeni vine să te impuști și așa mai departe. E, date. De ce omul spune despre Franța? Pentru că Franța nu e mai controlat de francez. Nu? Nu este. Strada nu. strada nu. Bine să lezi că nu. Înțelegi? Și atunci asta este problema. Nu trăiești în liniște. Băi, nasol. Eu când am ajuns în România prima oră, umbla pe stradă așa. Dacă cineva se apropia, tata, Eu mă întrebam, ce vrei? Pentru că ei deja era chestia aia din spaimă din Brazilia. Păi tu poți să treci liniștit. Tatăl meu a râs de nebă, a râs când a văzut un polistist pe stradă cu un pistol atât de mic. Bă, tată, în trei zile. Auzi? Și credeam că tata ba, ba, era nebun. Ba, ba, tu, ba, tu știi că polițiștii noștri au pistoale care nu merg? Bine, să-l știu. Pistoalele alea carpați nu merg. E știu. Și au guleanțe puține la ele, nici nu trag bine la țintă. Și sunt niște doi jucării. Glonți. Deci, știu, tata a râs de. Bă, eu nu cred că asta sunt poliție. Așa mi-au zis. Și zic, bă, tata, ei poliți. Și după care mă duc eu la bancă să rezolv câteva chestii. Am intrat la bancă și tate așa. Bă, da. Sunt poliție. Nu este poliție aici la bancă? și care e tata? tată? Nu este aici tot în libertate. Tu, intri, vii scos bani. Am auzit o poveste asta cu niște elvețieni care au venit într-o deplasare în România. Și când s-au oprit la restaurant cu mașina, au zis: Stai puțin să ne luăm laptopurile, să ne luăm gențile în restaurant. Și ai zis: Românul, să puțin, mă că aici e România, nu e Elveția. Puteți să le lăsați în mașină, că nu se sparge. Bine, să-l Pentru că în Elveția, până și în Elveția, ca în America, ai ce? Doamne. Da, e nebunie. Deci, de aia spun. De aia eu promovez România. Eu da, eu peste tot. Da, dar poți să fii în siguranță, dar să nu te simți fericit. Ce, ce te mai conving să stai pe aici? Auzi, că să nu te simți fericit. Atunci tu nu ești fericit, nu ești fericit cu tine însuși. Pentru că tu poți să fii oriunde fericit. Sau poți să pleci oriunde în lume să duci cu tine nefericirea. Păi bineînțeles. Ai problema nu e problema. Auzi, dacă Dumnezeu a făcut o săram mare, și poporul lui, el o schimbat în fiecare pământ pământul stop. Și de ce tu vrei să stai la un singur pământ și să zic, oh, așa este, pentru că eu sunt patriot și așa mai departe. Nu -i adevărat. e adevărat. eu o șansă legă pentru Rom Românie care o plecat în diaspora, dar dacă se simte bine acolo, perfect. Prin motivul că mii de motivul care nu contează. Dar măcar, măcar, să te împaci cu ideea că acolo unde ești, ești acasă. Exact. Exact, bravo! Că dacă ne împăcăm cu ideea că, băi, dacă, dacă voiam să plec, puteam să plec. Și de ce nu te-ai dus? Dacă ai rămas, ești de aici? Da. Pe păi atunci, hai! Exact, bravo! Împacă-te cu ideea, ești român, ești de aici. Mulțumesc frumos și bravo că și nevasta mi a ascultat acest lucru, au auzit acest lucru, pentru că a fost foarte greu să se readaptez în țară când au venit din la la America de ce? după șapte ani, opt ani, nu știu cât o stat. Okay. Înțelegi? Pentru că era exact această idee nu pot să mă adaptez pentru că în România nu se poate face nimic, că nu pot să face. Cum nu se poate, tati? Ești româncă. Ești de-a noastră sânge. Se poate. Așteaptă că te întorci acasă, că ești româncă, chiar se poate. Ori unde se poate. Dar vorba ta. Aștept să ce să lucru. Cred că se, va vor schimba multe pe măsură ce România o să înțeleagă că România nu mai este un loc de unde să pleci. Poate să fie o destinație, poate Bravo. să fie un loc unde să trăiești. Bravo! Pentru că de cele mai multe ori, mai ales în comunism, ni s-a băgat în cap că dincolo de graniță e pericol, cei care aflau altceva fugeau acolo, că acolo era iarba mai verde. Dar odată ce avem granițe deschise, din 2007 cel puțin, și putem trăi oriunde, românii pot, în momentul ăsta, emigra, pot trăi oriunde. Dacă nu ai emigrat deja și ești aici, de ce nu te împaci cu ideea că ești român? Bravo. Și dacă n-ai plecat, fă ceva aici și asumați locul. Adică, ce înseamnă să-ți asumi locul ăla? Să-ți asumi răspunderea, dar să te și bucuri că ești de acolo. Bineînțeles. Pentru că în momentul în care cred eu că o să începem să fim un pic împăcați cu ideea asta, s-ar putea, putea să devenim un pic fericiți. Exact. Lumina aia. Păine, pe sunt acasă. Sunt acasă. Sunt bine. Nu mai am, nu mai, nu mai am o rușine să zic că eu sunt român. Băi, românii care sunt o rușine să zic că sunt român. Pe, pe bune. Aici trebuie să zic, băi, să zic o rușine. Pe bune. Și da. vine un brazilian în Braziliană, care de redescoperă România, frumoțese peste tot și zici, eu, eu sunt mândru că sunt romani. E, e, e cam așa, cam ciudată lucrurile astea. Adevărul e că să vii într-o țară din asta care are destul și să-i vezi pe ăștia cât de deprimați sunt... Bine, acum mai e o chestie. Că e un lucru interesant în țările în care oamenii trăiesc aproape de subzistență, nivelul de fericire măsurată este mai mare decât în țările mai prospere. Și asta este ciudat. De foarte multe ori, țările unde oamenii uh, mănâncă lucruri puține, de obicei, oamenii aceia sunt mai sănătoși, sunt mai fericiți de, de multe ori decât uh, unii care trăiesc în prosperitate, în uh, diversitate. E, e, e ceva, alsa cumva Dumnezeu lumea asta, ca și la sărac care n-a văzut lumea și care mănâncă doar fasole, pâine și un par cu apă, să poate să trăiască 100 și ceva de ani. Păi 100%. Domnezeu a făcut răsăritul sori la toată lumea, la bogat și la sărac, la toată lumea. Așa Dar este. de ce săracul a reușește să fie mai fericit? Pentru că vorba ta, cum ai zis tu, O așteptat această idee. S-a împăcat cu ideea. S-a împăcat cu ideea. Tu ai un lucru foarte frumos. Și dacă românii o să înțeleagă, și prin toate punct de vedere, ca mesajul direct, sau ca un mesaj ca metaforă, sau nu contează să nu se leagă. atunci, iată, putem să fie o țară mai frumoasă. Ca oamenii mă refer că frumoasă e. Înțelegi? Da. Asta este de ea. ta, care este pasionat din Brazilia. Cred că... Brazilia nu este, nu este clasă de mijloc. Da? Foarte bolgat, okay. foarte sărac. Dar e foarte sărac e așa. Ai. Știi ce? Știi de ce? Pentru că este plajă, pot să vând lucru care am propus să vând pe plajă și așa mai departe, pot să mă duc la pescuit. Găsește resurse din natură ca să trăiască. O da, Dumnezeu. Dacă tu te duci, dacă te duci în câmp, că e a pus acolo un pomn cumva și au ieșit fructe și tu le iei, oamenii zici că ești mor de foame. Nu zice că bă, se bucură de natură. Cred că mai avem noi un păcat aici în, în lumea asta civilizată, că suntem și noi, am mai zis chestia asta de acum acolo, că avem și prea multe opțiuni și e greu să alegi. Și din nou mă întorc la ce ziceam mai devreme. Tot timpul ne dorim mai mult și asta este aceeași problemă. Îi zic bine francezii la îmbărat Iușoa. Practic ajungi la o claustrofobie produselor. Intri în hipermarket și nu mai știi de ce ai intrat, că sunt așa de multe. Eu, eu ce-mi iau de aici? pentru ce am intrat, știi? Și te păcălește cumva chestia asta colorată, toate chestiile astea care vin după tine. Uite-te la mine, uite-te la mine, uite-te la mine. Sunt prea multe opțiuni. Și cred că noi oamenii uh, nu, nu gestionăm bine prea multe opțiuni. Cred că într-un fel o viață mai simplă poate fi mai împlinită. Păi dar tot timpul așa a fost. Dar, din nou, ca să ai o viață împlinită într-o lume cu de toate, singura chestie care te poate ține disciplina. Da. Disciplina, conexiunea. Să știi că Cred că am rezolvat ecuația. Da. Și să știi că e foarte tare că și mi-am îndeplinit asta un vis, un vis, că. Și-ți dai seama, te eu acum șase ani în urmă. De acord, te vedeam de pe ecran. Deștept omul. Mm. Da. În tot timpul. <laughs> Așa zic și eu. Nevasta mea zice la fel. <laughs> Nevasta mea zice la fel. Dar să știi că lauda cel mai bună care vreau să fac acum e și mai fain personal. Okay. ești mai fain personal mulțumesc Bantu Bravo. să știți că e una dintre așa. discuțiile mele preferate am mulțumesc. vorbit cu sute de oameni aici dar asta e una dintre preferatele mele o pun acolo sus pe listă mulțumesc frumos, eu și, apreciez și o să-ți mai zic o treabă eu nu prea aduc cântăreți la interviu dar când te-am văzut pe tine mi-a zis ceva cineva mi-a zis, cheamă-l pe Bantu nu știu că știi, ai zis de Macanache? nu Maca este unul dintre cântăreții cei mai talentați din România. E rapper. Cântă rap. Hip -hop, ah, okay. Rap hip, -hop, hip -hop. Eu povestea, am mai zis-o, dar ți-o zic așa scurt. Eu am trecut pe lângă un bar unde de obicei -am mergeam și la mâncare. Și m-am dus și am comandat ceva de mâncare de acolo, mă duceam spre casă. Și când m-am să iau mâncarea, la bar stătea, era pilit, un băiat cu o șapcă așa ridicată care facea versuri. Și eu nu prea scot telefonul să filmez oamenii așa. Dar am zis, bă, da, Bă, da, e interesant ce fac, bagă, băiatul ăsta. Am scos telefonul și l-am filmat. Și l-am publicat la mine. Și după chestia asta m-am întâlnit după o vreme cu, cu el și știi ce mi-a zis? Zice, tu știi că mi-ai salvat viața atunci pentru că eram, era alcoolic, avea o viață foarte grea, nu avea nici din singură. Și i-au zis prietenii că l-au văzut pe internet cântând și a trebui să cânte. Și s-a apucat de cântat. Și chestia aia a schimbat viața. Și i-am spus ceea ce o să zic și ție. Nu e meritul meu. Și la tine, și la el, simt că nu eu sunt cel care te-a adus aici. Te-ai adus tu aici, dar cineva te-a ajutat să ajungi aici. Și acum, nu că o să schimbe chestia asta viața. Pur și simplu, cumva am ajuns împreună în același loc și am avut discuția asta. Și am lăsat să curgă ceva prin noi care, dacă efectiv stai așa un pic, exact cum ai zis tu, auzi. O fi de la Dumnezeu, o fi de în altă parte? De undeva vine chestia asta și mă bucur foarte mult că am povestit. Și eu, la fel, care am povestit eu lucrurile mele personale, familia mea personale și mă bucur tare mult că împărtășești acest lucru cu tine. Sunt recunoscători pentru că să vorbești despre familie e greu. E foarte greu. Este foarte greu. Și o, o iau ca un dar, și sper că oamenii care s-au uitat să să o perceapă la fel. Pentru că este pur și simplu, este cel mai frumos dar pe care poți să-l dai cuiva, să-i spui povestea ta adevărată și să-i spui cu bune și cu rele. Corect. Corect. Da. Ideea este și acest lucru care e internetul acum, în momentul actual, oamenii vor să în numai perfecțiune, 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 merge, editează și arată mai lucruri, perfecțiune. Dar vreau să vă spun și spun de fiecare dată tuturor oamenilor care mă urmărește că asta sunt eu. Mhm. Mm Asta sunt eu. Cu bune și curele? Da. Alea, care? A, a, alea mai puțin bune le-a le avut grijă de a se le pune deoparte. Da. Care greșesc? Care corectez greșelile mele? Da. Care știu la, la, să ceri iertare. Să Ești un pic impulsiv câteodată. toată. Alai. Wow! Pe păi energie mai, Uau. mai, dă, mai dă pe în afară câteodată. Wow! Acum mai vorbi ca și mama mea. Wow! Cât? Ua, și dacă nu era mama mea care mi-a dat haide de capul meu, era și mai Domne, deci... cât mă rog eu la Dumnezeu Să-mi dai mie răbdare Dăm -mi răbdare, să nu mă las să fiu impulsiv haide de capul meu Și nevasta mea Fai Ai de capul meu Eu mă mulțumesc, mă mulțumesc din tot sufletul Că mereu Dumnezeu mi-a pus oameni frumoși Și așa, purternic Ca să țină piept Da, să ai găsit da, măsura. Da. Sau cum mai zicem noi, act de cojoc. Așa este. Bato de Santos, mulțumesc. Eu mulțumesc frumos, Petru Vitație. Trebuie să le mulțumim celor care s-au uitat, sper că v-a plăcut. Eu îl trec așa la lista aia scurtă, vă spuneam, de interviuri, de colecție. Dacă ți-a plăcut, dai un like, un share, știi cum facem pe internet. Păi bine să les. Da. Și un subscribe dacă ne-ai făcut-o deja, dar le mulțumim mai ales membrilor noștri abonați care văd aceste interviuri în avans. Vă mulțumim pentru susținere cu toată recunoștința. Până data viitoare însă, să vă fie numai bine.